Când îți va legeți fetelor soții, îți vă gândiți cum o să vă fi la bătrâneți cu ei. Tot e ideal pentru tine, tot e... Idealizează asta. Eca, vezi? Și e ca așa de 18 ani de zile. Așa și trăim. Mie mă deranjează, pentru că eu acum am un alt stil de viață, vreau să mă culc de vreme. Dar eu în momentul ăsta mă culc, de exemplu, la 10:30 și se începe. Caut prin frigider. Animalul nostru începe să alerge prin casă pentru că el aruncă ceva. Băi, la 12 noaptea. Dar cu că se cere la joacă. Nu, dar până ea duce și carică. Și să-i fac, zic nu. Sau care ar fi trei locuri cele mai neordinare în care ați avut sex de-a lungul căsnicii sau înainte de ea? La noi tot e obișnuit. Tot e obișnuit, da? Pe patul de la tandem. Salutări, tuturor. Deci azi avem așa, Tatiana și Dima Gonciar. Da. Am înțeles că clienți la tandem. Da, noi suntem clienți la tandem, dar noi toate paturile sunt de la ei. Da? Mm-hmm. E că de asta puțin cupluri spun, dar asta e pricolină. Da, cred că... Și tu te cunoști personal cu Corneliu. Da, el da? Așa un motivator. Și eu mă cunosc personal cu Corneliu. Și tu, da? Catar, eu mă cunosc prin el, știi? Eu văd poza lor numai. Da, da, da. El e omul care m-a motivat să ajung la concertul Imagine Dragons acum 2 săptămâni în urmă. Dar cum? Că dacă vrei ceva, eu am fost odată la un seminar și eu spun, dacă vrei ceva, să nu-ți cheltui asta energie, pentru că asta trebuie să o realizezi și să scapi, știi? Așa. Și în momentul când eu am cumpărat biletul, eu am zis că, în mintea mea, Corneliu său, el a zis că acum fă și scapă de energia asta care te stoarce, știi? Și în momentul când l-am cumpărat, am găsit că e drept că de vreo 3 ori mai scump biletul, dar în momentul când am plecat în avion, îl văd pe el că se așează în primul rând, zic, eu nu pot să cred, cum așa, știi? Și după asta am cam vorbit vreo 30 de minute și am zis că, mai scurt, tot universul a lucrat la, în direcția asta. Dar deci, e singur a fost, da, la concert. Tu, da? Eu aveam agenda plină în ziua ce. Da. Așa. Sau zilele cele că au fost câteva mai scurt, tandem face paturi foarte bune, apropo, patul nostru. Ador, el l-a ales, nu știu, cu canilă, nu știu ce culoare, mătrasul ăsta, dar e super. Deci noi putem să stăm oriunde prin casă, dar la niezul nopții acolo ne adunăm. Așa. Așa. Da, pentru ce? Nu, eu mă... Diferite lucruri. Să ne odihnim. Să odihnim asta. Diverse. Așa trebuie să spun. Diverse. Pentru că, într-adevăr, sunt diverse. Nu, da. Nu ori citești carte, alteori, și altceva. Da. Mie îmi place pentru că, dacă noi avem două persoane care, că tu ai un study case tare curto în piață vizibil cu slăbitul, destul de mare și ciotcos. Noi cred că de la asta să revenim. Dar tu faci poză la președinție. Și tot asta e. Omul care stă din spatele la... la pozele președintei, da? Sau la tăți, da. Sau cum? Catar, eu în lumea mondenă am apărut înaintea Tatianei, pentru că așa. Eu eram fotograf la o revistă bine cunoscută în Moldova. Nu știu dacă spate de spus. Dar cum? Eu lucram la acvarel timp de 10 ani de zile și practic toate pozele care erau în revistă le făceam eu și acum sunt fotograful președintei. Și mai face, mai Sandu? Face bine, astăzi a fost la două evenimente. Noi nu știm când se pare podcastul așa. Nu, că... da, oricum. Da. Eu nu zic, am zis, astăzi a fost la două evenimente. Poate a fost, da. Trebuie să-i trimiteți link să vadă și e. Iată așa tot spun. Podcastul. Tot da? Spun, să-i trimiteți link. Eu când am mai fost la emisiuni și știau, adică forneau despre discuția asta, ziceau că să-i arătați link-ul și poate o închemăm și pe ea la emisiunea respectivă. No, dar noi am scris la 1 noapte, am invitat-o... Sau n-am invitat-o încă, nu m-am intenționat, nu țin minte. Pe Gavriliță știu că am chemat-o și PR managerul mai întâi acceptat, apoi refuzat sau amânat și așa și-a rămas în aer. Ladna, dar câți ani sunteți împreună? Revenim la cuplu. 18 ani jumătate. Deci fost jumătate. 6 luni o să fie peste vreo câteva zile. E cu matematică să mai vine. Da, eu pot spune și zile. Nu. Dar muncim activ. Căsătoriți sunteți? Da. Da. Păi căsătoriți suntem așa, de 18 ani jumătate. Așa. Și noi ne-am întâlnit acolo 2 luni. 2 luni am întâlnit. Da, și nu întotdeodată a fost. Că toată lumea crede că deși Tania e gravidă, dar eu mam, parcă sunt serios, știi? Nu, de că eu am filmat și cu Șoitu. Șoitu tot de 2-3 săptămâni s-a luat, vapșe, împreună. Repede, da. Dar care e efectul e ca 2 luni? Cum ați simțit voi că e ca trebuie în 2 luni, că e ca asta e decizia vieții? A spun eu, dar spune tu deodată.
Cât ai venit propunerea? O spui tu sau spun eu? Nu, propunerea, dar cum tu ai luat decizia asta? Simplu, noi am condus o nuntă împreună. Așa. Eram... La niște cunoscuți. Așa. Tamada. Tamadale. Tamada. Eram așa. Tamadale. Nu, conduceam nunta și, de fapt, acolo a fost sclipiciu. Mai scurt, mi-a făcut de asta coafură și era cu cărlionț și mocre efect, dacă ți-i minte. Nu știu dacă ți-i minte de când ești tu, dar atunci era modă cu mocre efect. Și am pus, avem ceva în cap și lui s-o pruc stare frumoasă. Așa. Dar eu și atunci... m-am mutat cu alți ochi la dânsa. Da. Și, atunci, de momentul ăla. Cam peste vreo două zile am propus prietenii cu scop de căsătorie. Oho! Da. Dar știi cum a zis? Zic că, dar noi vrem să prietenim, dar cu scop de căsătorie, pentru că eu n-am timp. Eu zic că el are 21 de ani. Cum n-are timp? 21 de ani. Știi ce se întâmplă? N-am timp de tralivali. Da. Acum rămâne să-i dau eu un răspuns. Și eu aveam o colegă, trăiam la, în cămin, la căminul facultății de chimie, și acolo era o fată și spune așa, când îți vă alegeți, fetelor, soții, vă gândiți cum o să vă fie la bătrâneț cu ei. Și nu știu, de ce mi-a intrat asta în cap? Și m-am gândit, zic, păi, el așa e cam negiob la lui, că poți, de exemplu, poți ca și, dar fără să vrei, știi? Dar între și el știm, zic, o să fie interesant. Și atunci am zis da, știi? Și am zis deodată da. Nu m-am gândit, stai să mă gândesc o săptămână, două. Nu, deodată nu am fost chestia asta. Știi interesant cu mine? Tare interesant. Așa e, cu ditete, o viață nu, dar 18 ani asta pentru cuplurile, cred că de acum e mult, adică... Pe cum e mult? Nu, dar uite... După statistic trebuie să fim divorțați, așa? Da, da. Unul din două cam divorțează. În al treilea, a patrulea. Da, posibil. Noi, am avut câteva crize, da. Da. Dar trebuie să știi să treci de această criză. Când n-ai, orice cuplu are criză, independență de vârstă, da, este, și chiar psihologii spun că este criză la un an, la trei, la cinci, îmi pare că ei, șapte. În fiecare an. Da, el există în fiecare, da. În fiecare lună, nu în fiecare an. Aici trebuie, gata. Eu am stat special. Că... Da. Da, ca așa și sunt. Așa. Da, deci noi avem în felul următor. Noi avem un joc de încălzări, cred că l-ați văzut, trebuie să închideți ochii și trebuie să arătați ori la partener cu degetul, ori la propria personalitate. La tine. Nu. Ori am înțeles. Da. Ok. Dacă cu ochii închiși ca să vedeți răspunsul, așa să fie mai interesant. Dacă nu vrei să mă părești, apărăți la dânsul. Okay. Și eu dau întrebarea și voi răspundeți prin gesturi mai scurt. Okay. E moment de 5 minute, așa un joc, să vă fie mai interesant și să discutăm despre asta. Și am închis ochii, da? Am închis. Cine dintre voi doi iubește mai mult? Așa, cine dintre voi doi inițiază mai des certurile? Așa, interesant. Cine dintre voi doi inițiază mai des sexul? Super, asta e excepție. Cine dintre voi doi face mai mulți bani? Așa, cine dintre voi doi cheltuie mai mulți bani? Așa, cine dintre voi doi gătește mai gustos? Cine dintre voi doi vorbește mai mult? Așa, cine dintre voi doi este mai irresponsabil? I sau re? Irresponsabil. Cine dintre voi doi este mai deștept? Așa. Dar cine dintre voi doi mai își schimbă planurile în ultima secundă? Așa. Cine dintre voi doi crede mai mult în horoscop? Și cine dintre voi... A, ok, așa e tot, da. Gata, s-a terminat jocul. Da, poate și general. Minunat. Acum trecem la întrebări de la... Eu am scris la mai mulți oameni. Foarte greu, apropo, azi oamenii au răspuns. Dar am adunat 5 întrebări. Este așa o rubrică interesantă la noi, cu întrebări de la prieteni și... Și oameni de pe stradă. Da, inclusiv. Și ca prima întrebare. Așa. Salut, sunt Alexei Pervanciuc și iată întrebările mele. Băieți, care este misiunea voastră pe această planetă? Și la ce ar trebui să lucreze fiecare dintre voi pentru a nu vă mai chema în astfel de emisiuni? Cum este? La prima întrebare puteți să mă răspundeți. Dar vorbind serios, ce ar trebui să schimbați în comportamentul vostru pentru a nu enerva? Adică pentru a fi perfect. Enumerați cel puțin 3 calități. Întrebări filosofică și lungă. Dima pentru Tania și Tania pentru Dima.
Și Dima pentru tine. Răspunde Dima pentru altul. Tu le-ai ascultat înainte, că n-am înțeles ce-a vrut. El vrea să... Deci tu trei întrebări aici. Da, el ultima. Primele au fost glumă, special așa. Dar cred că ultima este trei calități care v-ar face mai buni sau care trebuie să le lucrează partenerul. Tu trebuie să spui pentru el și el pentru tine. Așa, a, eu să-i spun și ei și nu-mi place ca școlă, da, da? Și la ce trebuie să lucreze, da. Hai și pe tu. Tu să te gândești să formulezi mai bine. Și calități să lucreze? Puteți câte una, să nu ne complicăm cu trei, pur și simplu. Nu, hai, eu pot să încep. Hai. Să fii nu așa de aprinsă. Adică sunt mai... Băi, mă, sunt ca psiholog, știi? Parcă am venit la terapie în cuplu, știi? Și hai unul la altul, știi? Și tu ne moderezi. De fapt, conversațiile astea au ca scop să transmit spectatorilor, cumva indirect, da, regulile de cuplu. Cum e normal un cuplu? E ca cum trăiești un cuplu de 18 ani? Și cum îi comunic? Asta e interesant. Eu cu asta trăiesc 18 ani. Faptul că ești energic și impulsiv. Impulsivitate, deci. Da, da, impulsivitate. A, prins asta e impulsiv, da. Adică concret, dă o situație, ce să nu fac eu? Sau ce să fac? Nu atât de impulsivă, da. De exemplu? Impulsivitate înseamnă că tu reacționezi rapid. Eu știu și asta impulsivitate, da, dar el concret, că el are, precis, are o situație care vrea să... Nu, ideea e că la multe lucruri reacționezi impulsiv și atunci... Bun, pe de altă parte asta e bine pentru că te descarci deodată și eu știu că e check, știi? Am trecut de problema asta, știi? E ca, apropo, un secret, noi nu ținem mult. E că n-avem așa ceva care să dureze mai mult de, nu știu, cât 10 minute. Dar nu este așa ceva. Noi n-avem o supărare care să ținem mult timp. Deodată, am vărsat-o și apoi urmă tu respiri. Și discutăm. Asta e, cred că, secretul. Că trebuie să discuți. Dar sunt impulsiv, recunosc. Ai nemulțumiri anumite... Uneori vin și mă deranjează o chestie care nu stă, de exemplu, la locul lui. Dar pe urmă înțeleg, mai, pentru și, dar poate așa au fost, dar poate lui a fost lene, dar asta durează. Deci până atunci eu tu mai întâi strigi, apoi te gândești. Câte lucruri mă trebuie? Un ajunge? Un ajunge, cred. A, un ajunge? Da. Dar știi, aș putea eu să schimb la tine? Adică nu să schimb, eu să schimb. Tu vorbești cu colericul, știi? Și să schimb, oi, și să schimb tu. La ce ar trebui să lucrez? Da. La responsabilitate. Ia ca așa. A fost o întrebare, nu știu cine o să cine mai e responsabil. Da. Dar știi, noi avem o chestie, de exemplu... Și o arătat la mine, nu? Asta să vedeți pe urmă. Asta e secret, da? Da. Până când apare emisiunea. Deci, de exemplu, avem momente când noi organizăm călătorii, știi? Și nu știu dacă ați văzut, este TikTok și ăla sau meme și ăla, când... În cuplu sunt un organizator. Când trebuie să iau pașaport. Nu, când trebuie să iau pașaport. Sau unii pașaportul înainte. Dar el e TikTok de genul că unul tăți stă, caut, cumpăr bilete, faci și geanta, dar doilea, merge așa, unii, din urmă, știi, și ce-am făcut. Apoi că în cazul nostru așa se întâmplă, știi, și aș vrea parcă un pic mai mult responsabilitate. Dar asta e toată vreme. Eu observ asta e de la adresa femeilor la adresa bărbaților mereu asta sună cu responsabilitatea. De ce? Nu știu. Noi să răspundem, da? Nu, noi femeile. Noi pur și simplu luăm viața mai ușor, știi? Poate, mai... nu știu. Asta e și strict o observație. Eu nu zic că e bine sau rău, dar iată, este așa o tendință. Știi, acum mi-ai dat un insight, dar poate asta e vorba din credere, că adică bărbații au încredere, știi? Și poate. Da, dar uneori știi, parcă vrei ca să... Păi, sunt niște momente care poate le faci să fii responsabil. Dar, se sa. Interesant. Așa. Ok. Trecem mai departe la alte întrebări. Eu o să lucrez la responsabilitate. Mulțumesc. Tania Dima Norocel, întrebarea mea pentru voi sună în felul următor. Care este calitatea care te-a atras cel mai mult la partenerul tău? Asta unu. Și doi, care sunt regulile scrise, nescrise ale relației voastre, care cumva v-au ajutat să creșteți în timp împreună? Știți ce m-a atras la el? Ce? Nici de cum fizicul, pentru că eu aveam în mintea mea, în general, ca să fie un băiat înalt, nu el este înalt, dar eu cu 1,80 m, el are 83 sau cât ai tu. Și eu vreau unul mai înalt, dacă vorbim așa și în general, ochi albaștri, aproape albaștri, are verzi, dar m-a atras dragostea de viață, el atât de mult iubește viața și tot ce înconjoară, adică
se minunează, pot să minuneze de un copac. Eu sunt artist. Da. Deci asta e așa de fain, știi, și este lucru care și acum cred că mă ține alături de el, pentru că parcă e o chestie de copii, de copilărie. Uh-huh. Și mie îmi place. Eu sunt fotograf, dar uneori am nevoie de timp de a savura și apoi fotografiez, știi? Așa. Sunt hai zice, fotografi care sară întâi să fotografieze și pentru mine, de exemplu, pare straniu când lumea cu telefoanele, știi, fac check cu telefonul. Da, eu mereu să eu întâi savurez și apoi pot să fac poză, știi? Așa. Uneori pot să uit de să fac poză pentru că îmi place eu, noi în eveniment și eu pun telefonul și eu mă uit prin telefon. Dar el și cu tine. El așa stă. Tu ești cât momentul de-am până noi să-l mai filmez, știi? Asta înseamnă că tu te aprochi, de exemplu, știu, pur și simplu, primele 5 minute te uiți la Maia Sandu. Asta a fost prima dată. Acum eu ca job, știi? Da, frumos. Nu? Da. Dar în schimb, știi tăti care sunt unghiurile bune, el îmi spune că el știe din care parte și cum să fotografiez. Asta deci tot e ceva înseamnă. Apoi că poate legătura cu responsabilitatea și responsabilitatea legată de viața de artist sau de mindset-ist. Că oamenii cu cât mai duși în artă, cu atât mai... Eu am încercat să caut răspuns, dar n-am găsit. Nu știu, nu pot face legătura asta. Interesant. Da. Să răspund eu ce mi-a plăcut. Da, da, sigur. Și reguli acolo, zic, și vă ținem pe voi. Da. Mie mi-a plăcut veselia, aia se vede după aia, da? Persoană deschisă. Așa. Nu trebuie... și are, să zicem așa, un mindset bărbătesc, să zic, da? Așa. Nu trebuie să... dămâslivă, nu știu cum să zic în limba română, da? Să gândești ce au avut în vedere. Da, da, da. Concret. Înțeleg, îi spui, da, e foarte concretă. Asta e foarte fain, pentru că când e nevoie de ceva, îți spune concret dacă vreau un anumit cadou, îți spune că cadoul ăsta vreau. Așa. Și nu îți insinuează ceva, da, și eu trebuie să mă pricep ce au avut în vedere, știi? Da. Și da, asta în sensul ăsta e simplu cu ea. Așa, la tine asta e văpșe din copilărie? De naștere ești așa sau tu asta lucrat la tine? E s-a dezvoltat probabil din, nu știu, era o mască, știi, că să arăt că-s puternică. Mm-hmm. Nu știu, mască de la și mască e de la puternică. Sărăcie sau mască de la faptul că era mai plinuță. Nu știu, nu știu de unde s-a dezvoltat, că eu singur pot rezolva, știi, și să fiu directă. Deși, într-același timp, aveam fostul meu director, spunea cu băi, Tania, calitățile ei masculine, dar într-același timp așa e de feminin și nu-mi plăcea momentul ăsta când spunea, știi? Așa. Adică deodată se activa așa simțul analitic, analizam tot și făceam ce și cum, dar pe urmă, dacă trebuie, am nevoie să-mi instalez un printer. Deși eu știu cum se instalează printerul, știi? Adică după situație, știi? Și asta ajută. Deci... Mai în sensul concret, știi? Da, că da, nu-i înțeleg. Cu fofârliel, cu mâslivai, gândește pentru mine și am avut în vedere. Asta e foarte... Asta e precol, nu? Dar vrei să spun de ce ne ține că o zic până acum? Deci noi avem o regulă, nu ne culcăm supărați. Opa! Niciodată nu ne culcăm supărați. Uh-huh. Deci asta funcționează. E vine și din Biblie, o zic, să nu cadă supărarea, să nu cadă soarele până dacă vă sunteți supărați, știi? Uh-huh. Și pe noi funcționează. Dar dacă vă certați înainte de somn? Nici nu-i iertare. Da... Dar n-am avut noi înainte, deși este fiert, cerță înainte de somn. Eu nu știu. Și nu-ți ajungi, serios, înainte de somn. Ai stat un pahar, de exemplu, te-ai dus... Ei, astea pleacuri pe care... Ne-am trecut, am depășit, am depășit momentele astea, că dacă strig un pahar și nu mai cumpăra pahare sau și... Adică nu, asta nu e așa de strașnic. În general, am învățat de-a lungul anilor să depășim momentele astea minore, că n-ai făcut așa, că s-a stricat un pahar, s-a stricat. Lucrul în general care se strică este elitate trecător. Da, lucrurile materiale nu se merită. Să acorzi atent. Hai zicem, nu sunt motiv de ceartă în familie. Mm-hmm. Chiar au fost situații de accident din mașină în care ieri se întreagă, slava Domnului. Oi, asta cu accident din mașină. Am fost cu fetele în Italia anul trecut și înapoi când ne întorceam în România am dat peste o piatră. Deci tot e lin, curat, drum nou. Fix o piatră în mijlocul drumului. Și eu când trec, văd că la bord tăți aprinde roșu și m-am stresat. E ca pe cât de bărbătoasă eu, dar momentul și ăla, am fiept aplâni și asum și zic, Dim, am stricat mașina. De el, tu ești întreagă, accident, adică nu e nimic grav. Da, sunt întreagă. Puia! Mașina să mai cumpărăm noi. Până la urmă e un metal, știi? Da. Adică oricum, noi am adus foarte mult, ne-a costat să o aducem acasă, tot chestia asta. Dar nu ne-a certat, nu ne-am gândit la cheltuielile care au fost și asta e foarte... Deci e o abordare foarte sănătoasă într-un cuplu când sunt pierderi materiale, mai ales iată din lucruri care nu o ținut de tine conștient, știi? Accidentul ăsta nu am vrut eu să-l provoc. A fost, știi? Dar pentru asta trebuie să ai...
Dar cum asta? E că pentru, trebuie să te controlezi emoțional sau să ai inteligență emoțională ca să înțelegi timp. Că asta e, de exemplu, e trecător și trebuie eliminat, că contează mai mult relația. Nu? Asta, mm-hmm, asta mm-hmm. e cumva mindset-ul. Dar mulți nu pot trece. Cum credeți? De pentru mine e mai importantă și mai prețioasă ea decât orice lucru care o înconjoară. Știi? Mm-hmm. Sincer, eu am învățat asta de la dânsul. Pentru că eu veneam, spun, contextul meu, background-ul din copilărie este unul în care noi am trăit foarte greu. Părinți profesori, banii nu primeau, salarii. Și practic eu am mai povestit asta și prin live-urile de pe Instagram. Și eu când am venit în cuplu, eu nu am venit cu un, eu spun mindset, nu? Eu atunci eram așa de genul, oi, s-o strica, trebuie de păstrat. Materialist erai. Da, uh-huh. da, uh-huh. da. Și el mereu îmi spunea lucrurile, zice, depinde o persoană ca să te poată echilibra. Și eu am învățat asta de la el, recunosc. Dima, eu corect înțeleg, trebuie să spui femeie ceva 18 ani ca ea să înțeleagă. După 18 nu, ce spui, mai devreme, nu? Spui, nu se prinde. Da, da. Nu știi că sunt așa situații în cuplu când... Se repetă mereu, da? Da, și nu se da. Rezolvă. Da, da, da. Nu, la noi s-a rezolvat și... Nu știu, cred că a durat. Să zic vreo 5 ani, posibil că a fost chestia asta. Mai ales că eu am fost profesoară și tot nu primeam milioane, știi? Așa. Când eram profesoară, adică tot eram cumva, nu în lipsă, dar în bani mai puțin. Uh-huh. Da? Timp de conștientizare oricum e nevoie. E nevoie, nu deodată, cât m-am meritat cu dânsul și el mi-a schimbat gândirea, hai. Și zic, stricăm tăiat în casă. Nu, n-a fost așa. Interesant tare. Deci, regula ce a ne scris asta e să nu adormiți supărați. Supărați, da. Sună da. Super bun. Da. E o regulă foarte simplă. Foarte simplu. Faci, depășești o chestie, că, adică să nu o ții în tine, știi, uh-huh, și somnul e mult mai lin. Așa dorm de bine. Nu a dormit nervat? Da, nu ridici cortizolul degeaba. Supărările se discută, știi? Adică dacă ai o anumită nemulțumire, o obiecție, o discutăm. O discutăm să vedem cum putem rezolva situația. Sau eu am nevoie de să lucrez asupra mea, sau ea are nevoie să lucrez asupra ei. Și o discutăm, înțelegem ce e de făcut și încercăm să lucrăm direcția asta. Hai să discutăm o supărare. Tania, eu consider că tu trebuie să te schimbi. Sau cum? Niciodată nu ne-a zis asta. Nu? A, o singură dată. Îmi blame că eu îmi așa goală prin casă și așa. Păi ia, sunt cam mari chișoarele tale. Când eu aveam vreo 38 de chile, știi? Așa. Și eu atunci am luat-o de... Acel a fost un mesaj concret că Tania, tu trebuie să slăgești, știi? Ia că din o pornită călătorie, nu, da, a fost după asta. După așa, momentul da. Ăsta, deci cam peste vreo câteva săptămâni, am zis că dacă și bărbatul meu îmi zice, adică el câți ani erau? 16 de căsătorie. 16 și nu mi-a zis niciodată. Dar în momentul ăsta l-a zis, înseamnă că trebuie. Și că a fost așa un punct de și pornire. Și nu te-a supărat? Nu. Pentru că s-a foarte frumos o spus. Reacția e mai degrabă, așa că omul nu mă susține, hai să divorțăm, dar de ce tu pe mine mă... Nu, foarte frumos mi-a zis-o. Da? Nu, dar nu era vorba de divorț, era vorba de discutat, cum mi-a zis. Da. Și, adică, într-un fel, nu mi-a spus, problema e că nu i-a zis ce trebuie să fac, da? Uh-huh. Dar mi-a accentuat problema. Mă rog, în unele cupluri asta nu va funcționa. Pentru că femeia probabil se vede în oglindă, vede cum arată, știi? Și când îi mai spune și soțul, deci nu vine cu o soluție, dar accentuează problema. Da. Și la mine cam tot asta s-a primit, dar el a zis așa, drăguț, știi? 16 ani de zile eu plâns cam o dată la jumătate de an. De ce? Vă slăbesc. Da? 16 ani? Plângeam, auzi că stii? Pentru că eu am luat-o ftiele, cum s-ar spune. Da? Adică... ftiele. Iaca. Nu chiar. Nu, acum ești mai slabă decât atunci. Da, eu zic că sunt mai slab decât m-am meritat. Ei, fine. Nu, dar interesant, asta trebuie să poți să auzi asta și să iei pe bune constructiv. Pentru că tendința e de a luată, de a te apăra. Da, de regulă îți rădic ego-ul și apărarea și dai înapoi un om. Da. Și eu știu concret, pentru că am un proiect în care sunt sute de femei, femei care au relații, să nu spun un cuvânt urât, cu soții lor. Adică, anume din cauza kilogramelor și momentul cum îi spune soțul. Știi? Și eu înțeleg cumva nu o să schimbe, chiar dacă o slăbească, nu o să schimbe tare mult situația. Acolo vine din altceva, nu știu. Înțeleg. Psihologie. Dar tu ai în proiectul tău psihologi sau nu? Am aduși? O doamnă. Da? Da. O doamnă moldoveancă, trește în Italia și e și sexolog. Eu în general cred că Moldova are nevoie de psihologi, de mulți psihologi. La noi prietenii sunt psihologi gratuiți. Da? Da, dar prietenii și ăștia care trec un curs, știi, pe Instagram la vreun blogger, așa. Știi și deja devine psiholog. Așa. Nu, că nu arunc în, doamne, nu arunc în o gradă nimănui.
Dă să mergem mai departe. Mai avem încă un video? Avem trei. Aha. Avem încă trei. Avem așa de la Victoria, din echipa noastră, așa. Noroc, aici Victoria Luca. Întrebarea mea pentru voi este cât de des vă faceți date-uri, vă planificați date-uri și ce activități preferați să faceți împreună pentru a vă reconecta? Așa o întrebare, blândă. Cât de des ne facem întâlniri? Nu, la 18 ani asta e întrebare interesantă. Ultima dată am fost... Duminică. Nu, noi avem vinerea, sâmbătă și duminică, doar 3 zile în săptămână. 3 zile în săptămână. La începutul relației noastre era sâmbătă ziua noastră. Uh-huh. Noi practic o... Acum vinerile seara cam... De când slăbește vinerile seara. Vineri seara, o dată pe săptămână. Dar și duminica ieșim, cel puțin la un restaurant, dacă nu. Dar vinerea e mai mult, mergem la un film, la un teatru, concerte, numai decât. Noi, în general, așa, suntem tari cultură. Vă place socializați? Mult, da? În doi. În doi? Serios, adică noi, dacă suntem în doi, la un film și discutăm, știi? Adică discutăm și timpul filmului și după film. Da, da, da. Dar în general ne place să știm ce se întâmplă în arta din Republica Moldova și ne bucurăm că avem trei în Chișinău și avem poate posibilitatea asta să mergem la concerte, la spectacole, știi? Și da. Asta e cel mai fain. Da, după care ne plimbăm. La fel, înainte nouă ne plăcea foarte mult să călătorim cu mașina, numai în doi și... Te duci până la Barcelona și discuți tot drumul. Știi? Acum, ultima vreme, cam nu prea avem timp de călătorii în doi. Dar cred că trebuie să rezolvăm asta. Da, da, da. Noi în doi am fost, da, în Paris, în Londra, cu mașina ne porneam. În Moscova am fost, în Kiev. Deci mereu ne urcam cu mașina și ne duceam pe câteva zile, știi? Și era fain. Să mai strică mașina, așa ai peripeții acolo și cumva asta și întărește relația, știi? Treci prin anumite probleme împreună. Asta e educare bună, da. Întrebat timpul săptămânii, în timpul săptămânii lucrăm. Lucrăm și ne vedem seara acasă. Și putem seara câteodată să vedem vreun film, dacă el e tare actual. Și îl vedem împreună și dacă e de plâns, plângem amândoi. Deci da, noi... Da, vezi, e că de luni până vineri, din curiozitate întreb, rutina, voi mai mult stați separat cu vă ocupați și vă odihniți unul de altul sau tot împreună tot seara? Separat. Separat, totul da? Separat. Deci activitățile noastre pe parcursul săptămânii sunt toate separate. Așa. Nu. Voi, pur și simplu, intrați în casă și sunteți amândoi în casă, dar vă ocupați cu diverse lucruri. Nu, în casă povestim. Povestim ce a fost la tine, ce a fost la mine. Adică fiecare și împărți și istoriile lui ce s-a întâmplat pe parcursul zilei. Și tu știi tot ce se întâmplă la dânsul, la lucru și el la tine. Ne mai sunăm pe parcursul zilei, dacă ceva se întâmplă, care trebuie să afle acum, știi? Ne sunăm. Sau dacă ți s-a făcut tare dor, mai sunăm. Tu nu te-ai săturat să auzi tot ce se întâmplă la președinție? Dar știi că chestiile astea nu sunt așa de președinții cât e de... Ține de eu înțeleg că e de rutină de lucru, da. Da, da, da. Și sunt mai mult de genul, ia că trebuie un obiectiv sau trebuie ceva, sunt chestii așa, care nu chiar ține de președinții. Și pe tine tot nu te satură? Dar nu, noi nu ținem odată, două ori pe zi, nu tare mult. Adică e normal. Nu, nimeni nu îl zădră pe celălalt, știi, cu mesajul mult. Eu știu, asta noi acum lucrăm separat, dar înainte noi lucram împreună. Atunci e mai dificil, știi, că când lucrezi împreună e foarte complicat pentru că sunt mai multe situații de neconcordanță, de conflict, de... Acum, vinim acasă, iubire, nunț, cu frânzale, da? Dragoste. Ați filmat nunț o perioadă? Da. Ați filmat sau ați dus? Ați condus? Nu, filmat. Foto-video la nunț. Asta, pentru că eu eram profesoară, știi, și la un moment dat nici băi nu poți trăi. Noi am doi fost profesori. După căsătorie, deci el a fost profesor de informatică în școala unde eu am predat, iar eu profesor de chimie. Așa. Și el a rezistat un an. Care s-a dus... O rezistat pentru că atunci erau salariile foarte... 600 de lei tu primeai. Nu, 1500. 1500 de lei. Ai avut 1500? Da. Pentru că eu aveam toate clasele de informatică. Acolo erau două norme. Mă scurte, eu nu știu despre incamul de pe timpul lăjirea, nu știu. Dar după care te-ai dus în Moscova și ai învățat fotografii și după asta deodată a fost angajat la revistă și gata, ne-am separat. Eu am rămas în școală 9 ani de zile. Și tare îmi plăcea. Da. Dar și îți plăcea? În școală? Da. Cam impact asupra copiilor, elevilor. Eu am așa de mândră de ei, nici nu pot să-ți imaginez. Adică, eu am avut trei joburi în viața mea și de toate, nimic nu a fost în surplus, a fost așa cum trebuie. Adică, eu am crescut alături de ei, eu m-am dezvoltat acolo și eu am darul ăsta de a-mi preda. Eu l-am.
Și elevii, deci nu am, am vrut să zic, n-am niciun feedback negativ, știi? Da, da, poți da. Sunt ăștia care... recenzii pe Google. Da, da, dar majoritatea cazurilor cu toți mă înțeleg bine și acum peste ani când chiar mă minunez, știi? De exemplu, ecă, dentistul meu sau stomatologul meu este elevul meu și eu am fațete dentare datorită lui. Și eu mereu când mă întâlnesc cu colegii mei de la fostul job, le spun, zic, purtați-vă frumos cu elevii voștri, că niciodată nu știți ce o să ajungă, cine o să ajungă ei, știi? Și chiar asta e cu impact. Da, da, da. Da. Și apam piloți la avion, eu când mă duc în aeroport, pentru că Băcioi, eu am lucrat la Băcioi, când duc la aeroport, acolo majoritatea sunt elevii mei. Și până, de la, până fac check-in-ul și apoi mă duc la pașapoarte, secția. A, doamna Tatiana, bună ziua, bună ziua. Și asta așa de plăcut. Așa, plăcut. Tu poți să muta propaganda, este, cum este? Zic propagandă, doamne. Nu ieși cuvântul din cap. Dumnezeu cu dânsul. Cu blat. Da, da, cu blat să muți, niște țigări în România îți duci. A, gata, nu. Nu știu. Nu știu, nu știu, nu știu. Hai să... Hai să lungește. Crem legal. Nu, e ok. Discuția tot e ok, dar cum? Nu știu. Salutare. Orândaș Maxim, psiholog de profesie și am o întrebare pentru voi. Care este cea mai mare grijă pe care o trăiește partenerul tău? Wow! Scurt, clar și cuprinzător. Ar fi interesant dacă e grijă sau îngrijorare. Cred că grijă, dacă nu știu. A, da, da, înțelegi diferent, desigur. Îngrijorare e și mai temporară cumva? Sau nu? Nu, e ca, își face grijă sau îngrijorare. Are o îngrijorare față de ceva, că ceva nu se va întâmpla sau se va întâmpla. Sau are o grijă față de... Înțelegi cum? Da, da. Eu da. Văd diferit un pic. Dar cred că e îngrijorare în sensul ăsta merge, nu? Hai, hai. Nu, hai să răspundem. Hai să răspundem așa cum înțelegi. Cum ai înțeles? Ce grijă eu trăiesc? Cea mai mare grijă pe care eu am? O îngrijorare sau mă tem de ceva? Eu așa am înțeles. Deci eu trebuie să răspund pentru știință. S-o plăci profesoara de mine, știi? Da, da. Îi explic, când nu știi a răspund la întrebare, da, da. O adresez elevilor. O pasez altora. Da. Dar ce îngrijorare tu trăiești? Nu știu, el nu... Tu trăiești. Ce îngrijorare tu trăiești? Nu, nu, partenerul tău. Tu trebuie să răspunzi cum crezi ce care e grija mea și eu și care e grija ta. Da, da, da. La tine trebuie să fii foarte simplu, pentru că eu știu și îngrijă trăiesc. Deși mă tem eu. Să mori. Doamne, serios? Și eu chiar de una ți-am spus... Nu, dar nu-i trebuie... Cum așa? Eu chiar de una ți-am spus că eu dacă mor mâine, eu nu mă tem, adică nu că nu mă tem. Eu sunt bucuroasă de viața care am trăit-o, serios. Mm-hmm. Foarte tare îmi place viața mea. Te temi să fii bolnavă. Da. Așa. Da. Asta e ideea. Bun, eu am zis să mor că asta e rezultatul final. Dar, de fapt, da, ca să cineva să chinuie cu tine într-un fel, da? Da, asta chiar e o îngrijorare. Da. Dar nu știu dacă e cea mai mare. Știi care e cea mai mare? Să rămân fără bani. Oh. Dar știu de asta? Să rămân fără bani. E că eu mă tem de asta. Banii ăsta e un resurs care vine și pleacă, adică vine și pleacă. Tu schipă, dacă ești bolnav, dacă ai bani, de oricum cineva să aibă grijă de tine. Variant? Nu, dar... Nu, îmi pare rău. Lumea să mă facă și materialistă, da, știi? Da, da. Tăți care mă știu pe Instagram. Nu, ea se simte încrezută, dacă are în cont sau are... Dar eu cred că multe femei se identifice cu ce ai spui tu, adică materialist ca materialist, dar eu văd tema asta de la noi mulți. Da, trecutul nostru tot e legat de sărășie și asta e efectul. Vrei banii, faci bani, te temi să-i pierzi. Asta e chestia. Da. La mulți. Dar special evidențiat am observat-o anume la femei. Ai dreptate. Da. Că bărbatul cumva îi faci și el tot strategic gândește. Las ca să bărbatul știi că de foame nu o să mor, știi? Da, și da, da. Lucruri în plus tare multe nu trebuie. Da, da. Și acum tu. Ce grijă tu? Nu știu, tu ai îngrijorare că puteți să mă pierzi pe mine? Spați și romantic. O, da. Ai nimerit? Da. Da. Ca tare când o pus întrebarea, primul lucru la asta m-am gândit. Dacă... Dar știi că el mi-a spus odată, câteodată când, nu știu, de exemplu, a făcut și o cină și asta și zic, puia, eu nu știu ce m-aș face fără tine. Știi? Asta așa e de plăcut. De exemplu, a făcut curat, știi, femeie de asta cu sovietică care făcea curat, aștepta bărbatul cu șorț, apet așa când zile de astea și el vine acasă și zice, nu știu ce m-aș face fără tine. Și asta primul gând m-am gândit. Drăguț. Da, e drăguț. E așa. Nu. Vapșie, blin.
E tare interesant, 18 ani asta, din punctul meu de vedere, e mult împreună. Noi de când am început tot trepieță 18 ani, de câteva 4 ore. Eu vreau să pun accent special pe asta, că oamenii... Aproape 19 dacă ceva. Nu, pe iată, vezi? Noi ne simțim tineri ca și 18 ani în urmă, știi? Da, da, da. Dar pe nu e ideea de cum vă simțiți, dar ideea de faptul că ați rezistat în doi. Da, pentru că acum, vopșe trendul de acum, din ultimii, nu știu, vreo 10 ani sau chiar 7, poate, trendul e așa, că noi degeaba avem un podcast numește Relații pe Swipe. Adică nu ți-a plăcut altul, sau altă. Statistica și... Republicii Moldova spune că la fiecare două căsătorii e un divorț. Da, da, da. Apa asta e și... Nu, asta e pricolnă. Eu am ajuns la maturitatea asta în care am conștientizat că e foarte ușor să pierzi o relație. Știi? Adică e foarte ușor. Dar în același timp, cine te asigură că următoarea relație o să fie una mai bună sau o să fie tu un oricare, nu că se merită, trebuie să investești și emoții, și timp, și bani. Noi să luptăm bani, pentru și... relația da, noastră, da, da. Nu? Și chiar și spuneam că se întâmplă criză. În crizele acelea noi încercăm să depășim criza, da? Să luptăm pentru familia noastră, pentru relația noastră. Nu leși mâinile și ia pe iahă, modă știi? Chestia da, asta, da, știi, da, da. Schimb și pentru că pe mine... E cea mai ușoară soluție e să evadez. Da, 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 da. Faptul că construiești arată că tu ești puternic la caracter, că tu poți să construiești relația. Nu, dar trebuie să fie o compatibilitate. Adică, nu, știi, sunt unii care încearcă să facă o familie și parcă eu ca om cu intuiție foarte bună, și deodată văd că ceva acolo nu o să meargă, știi? Dar am așa rețineri și într-adevăr, peste un moment, cuplul ăsta nu mai rezistă. Adică o compatibilitate trebuie să fie, de aia se vede de la început. Așa. Eu nu știu, simt, dar unii oameni se amăgesc, fie că sunt tentați de situația financiară a partenerului sau de statutul pe care îl are. Sunt momente care îți faci presați de anturajul, părinți, de jur, circumstanțe. Da, e vremea să te măriți, e vremea să te însori. La noi a fost foarte sincer și chiar a fost compatibilitate. Deci faptul când i-a spus fata, colega mea de cameră, că cum o să fie ție la bătrâneț cu el, și eu mi-am imaginat. Băi, el e bucuros. Adică e un om care zâmbește foarte mult, care e sufletist, petrece timp cu tine. Și eu am înțeles că asta nu o să schimbe. Pune bun la suflet. Da, bun. Dar tăți așa spun, tăți colegii când mă văd, oi, dar Tim, așa e bun la suflet. Numai complimente primesc. Înapoi nu știu ce complimente primești despre mine, dar de la... Să știți voi că și eu trăiesc, da? Așa că, deci asta s-a văzut de la început. Și de asta și se merită, ca tu să dai șansă și să lupți pentru relația asta. Că e foarte ușor să o rupi. Foarte ușor, așa, de la... Uite, așa, ideea că voi ați spus că trebuie să faci alegeri conștientă de a lupta pentru relație, da? De a o construi. Dar de fiecare dată când intri în certuri, că mai ales în primii vreo 5 ani, da? Hop, într-o lună, un cert. De exemplu, o ceartă, a doua, a treia, și tu de fiecare dată că îți dai o șansă, și tu, eu vreau să lupt, și cu partenerul discuți tot, că vrei să lupți. Și cum îți găsești rezistența asta? Că fiecare ceartă spune tare la dubii tema asta de a lupta împreună. Înțelegi sau nu? Adică cum să e, că efortul este enorm, că pentru mine el îi pare un efort enorm de fiecare dată, să-ți promiți ceva și de fiecare dată e pus mai scurt la dubii prin certuri și prin conflict. O să văd cum o să formulez așa frumos. Deci, în cazul nostru, au fost momente în care eu am avut mai multe așteptări de la Dima și ele cumva nu s-au împlinit, știi? Și asta iscau certuri. Asta a fost mai mulți ani urmă. Deci eu mi-am schimbat atitudinea. Doi. Da? Eu mi-am schimbat atitudinea. Deci am înțeles că dacă tu nu poți schimba ceva, schimbă-te tu. Spre exemplu, eu aveam nevoie ca noi să câștigăm mai mult, să facem o reparație în casă. O, remontă, doamne. Scuzați că am pornit subiectul ăsta, dar ia ca încă ceva, reparația în casă. Tocmai de asta eu am întins momentul ăsta tare. Deci l-am întins la 17 ani de căsătorie, l-am inițiat și, apropo, cine ne urmărește, dacă o treceți de un remont, știți că familie de durată o să fie. Dar ce voiam să spun, pentru că eu îmi doream să facem o reparație, dar încă nu erau bani suficient mai întâi cu curat apartament. Păi deci treptat lucrurile au mers și în cazul ăsta mi-am schimbat eu atitudinea, am început eu să câștig mai mult, știi? Dacă tu vezi că nu poți să faci ceva... În ultimii 2 ani. Da, în ultimii 2 ani, da. Și dacă tu ai o astfel de abordare și ajungi că ești ok cu asta, atunci, da. În cazul meu așa funcționa, nu știu la tine cum.
El e de acord, eu sunt de acord. Tot așa. Da, interesant. Hai să trecem mai departe. Care a fost întrebarea inițială? Inițial a fost că, uite, s-a întâmplat prima ceartă, a doua, dar pe urmă te saturi, știi? Da. Saturi. Cum eu îmi schimbă pur și simplu atitudinea. Găsești forță și înțelegere că, că tu faci alegerea corectă. Mm-hmm. Da? Asta e ideea. Eu am zis-o încă când m-am căsătorit. Dragostea este o alegere. Mm-hmm. Adică eu îmi spun dimineața, eu am ales să te iubesc, da? Eu am ales să o iubesc. Și prin acțiuni trebuie să demonstrez lucrurile astea. Ce fain, că eu nu știu dacă ai văzut în live-uri, eu fix asta spun. Eu decid, da, eu decid că să-l iubesc pe el. Deci e decizie. Dacă lumea crede că iubirea asta de fluturi în stomac, care sunt niște hormoni care se elimină în momentul când tu ești alături de persoana asta și asta durează cam câteva luni, un an, ok. Restul vine doar de aici, că tu dai semnale, hai, porniți-vă hormonilor, fășeți-mi bine, că eu să mă sunt bine și fluturaș. Și asta e decizie. Uh-huh. Dar asta vine cu timpul, știi? Și dragostea este o poruncă. De fapt, în Biblie spune să vă iubiți unii pe alții. Este o poruncă. Și el o îndeplinește, dar eu decid. Înțelegi? Da. Și cu cât mai tare te opui, da. Cu atât e mai dureros. Am înțeles. Ok. Scurt, clar. Și avem ultima întrebare de genul dat. Asta e mai dracoasă, leacă, întrebare. De la cine? Daniela Ionaș. Cunoașteți? Știu. Nu ne știm, dar o știu. Tania și Dima, sunt Daniela Ionaș, producător digital. Întrebarea mea este în felul următor. Numiți sau care ar fi trei locuri cele mai neordinare în care ați avut sex de-a lungul căsnicii sau înainte de ea? La noi tot e obișnuit. Tot e obișnuit, da? Pe patul de la tandem. Asta e bună. M-a tras cu asta, cu puf de cămilă. Da, cu puf de cămilă. Nu, noi suntem așa mai clasi. Mie îmi place confortul, știi? Așa. Dar atunci a fost prin casă. Adică nu a fost ieșite din casă. Nu știu. M-am făcut nu e adrenalină în public? Nu, ieșite din... Nu, în public nu. Nu suntem așa extremali. Așa suntem cumva... Nu suntem mai conservatiști în... Așa, ok. Puftim. Super. A, chestia asta, am chestia înțeles. Chestia asta. Că... Bun, nu întrebările vse de la internauți s-a terminat și trecem la așa numită, eu o numesc strachină adevărului. Aici regula e simplă. Mai departe, ducem conversația mai scurt, las pe rând câte o întrebare și continuăm conversația despre relația voastră. Tu primul, da? Da, și ne-a arătat cu ochii. Știi cum în banc se alacu. Am înțeleg și spui cum mai tare te opri, cu atât mai mult doare. După așa ne-a arătat. Da, e arătat? Eu n-am văzut. Așa mi-a arătat. Te-ai făcut așa. Și ca un bărbat ascultător, știi? E pricolă. E pricolă. Da, voi aveți dreptul. Dacă nu vă plac întrebările, le schimbați. Nu e nicio problemă. El nu și sau cum? Nu. Avem de unde alegi, da? Da, tu alegi întrebare și răspuns. Nu, de regulă sunt cam câte vreo 8-10. Okay. Da, până la final de podcast. Da, nu știu. Întrebarea așa. Care este cel mai deranjant obicei al partenerului tău? Și te deranjează? Nu știu, ca în anecdotă și ala, poate clefă, știi? Nu știu, și ala de zis, nu? Te veni să te întrebi. Eu zic ce ala în luat. Eu zic ce ala în luat-o ca să nu-ți nimerească. Să iei. Știi, eu știu. Știi, vreau să spun anecdotul ăsta. Știi anecdotul? Da, o să plecă ne-o duc aminte. Dacă asta e bun. Hai. Și asta o știu. Care este limbajul iubirii partenerului tău? Descrie cum se manifestă acesta. Limbajul iubirii este, sunt cadourile? Cadourile. Nu importă, e și cât mai figniușcă, cacaeta și e cel mai fericit om. Trebuie să-i aduci. Dar știi că eu nu știu. Trebuie să-i aduci ceva ca să știi că te-ai gândit în ziua aceea la dânsa, de exemplu. Așa. Dar știi cum eu n-am știut. Și nu e nevoie de o ocazie anumită. De lucrurile astea. Eu citisem cartea lui Gary Chapman, cele 5 limbaje ale iubirii, dar cum am citit-o superficial și asta era în timp când nu era tare actuală, nu mă gândeam la chestia asta. Așa. Și până când odată discutam momentul ăsta cu Diana Ivanov și Diana zice, băi, la tine-s cadoul, că eu nu mă într-un caz și mă întreb și ne-a dus. E mie că mine la spiță și atunci eu zic,
Dar într-adevăr, mie îmi plac și îmbrățișierile, oricum ne plac toate cinci, dar cel mai mult de fiecare dată, și ne-a dus. Și asta așa e fain când tu știi că omul ăsta așteaptă să aduci și el deja știe. Asta din copilărie o vine, știi? Probabil, da. Când vine și nu contează, zi, breloc, ceva, hărbuz. Și aduci ceva, da. Nu, îi dori la zile de naștere ceva mai mușcat. Adică nu chiar un breloc, știi? Nu chiar fignușcă. Da. Ok, acum tu. Hai. Eu am să le adun aici ca să nu încurci. Să nu pui înapoi vreun ceva. Da. Dar spate și înapoi de le poți. Și. Și acolo. De la 1 la 10, cât de mulțumit ești de relații intime din cuplul vostru? O, și de psihologie. De la 1 la 10. Poți ieși? Nu, de ce să ieși? Doar eu îți spun tot. Da, noi comunicăm. Hai să facem media, nou. Și de ce? Ce? Pentru că asta cât de straniu n-ar suna, dar noi comunicăm de fiecare dată după ce am avut sex și întreb, cum a fost? E feedback. Asta e feedback. Bă, și mie nu mi-e greu, pentru că, de exemplu, pot spune de 10, de 9, de 8, adică am cum a făcut o medie și am zis 9, știi? Așa. Adică, da. Pentru că noi chiar, asta e tare fain, dar nu deodată, când mă gata și cât a fost deodată, știi? Adică cât ai savurat. Deci, e o chestie tare faină și o recomand în cuplu și să o folosească ca să-și pun întrebarea asta, de la 1 la 10, cât de mulțumit ești. Pentru că nu comunică și trăiesc ani de zile și sunt nemulțumiți de relație. Da, de asta își spun când se distruge relații, pentru și dacă asta funcționează foarte bine, știi, pentru că poate pentru unii poate fi o problemă. Deci se merită de luptat. Deci cu nou se merită de luptat pentru relația asta. Și da, mulțumesc. Oamenii sunt chestia asta. Deci eram în școală și copiii vorbeau, dar când deja am trecut îmi spuneau și un elev de-a meu care am fost dirigent a spus: băi, mălădeț, domnul Dima, nu știu ce faci cu dânsa de profesoară din nota 10, știi? Și mi-a zis-o când el deja a absolvit, când ne-am întâlnit la întâlnirea cu absolvenți și a zis că a observat că din toate profesoarele care el le avea, eu aveam și el, o presupus așa, mintea lui de băitan de atunci, că eu sunt satisfăcut sexual. Așa. Ți-i rușine să așa? Nu. Eu am citit întrebarea așa. Cum e? Cât de des vă certați de la bani și cum gestionați certurile? Poți să răspund la a doua jumătate de întrebare? prima jumătate de întrebare, ultimul timp cer numai de la bani. Da? Da? Dar pe asta că a făcut remontul. Înțelegi cum? Când ai remont în casă, acolo e... Ideea e că suntem plini de datorii. Pe la bănci, pe la știi nu cum. Nu e adevărat. Asta e cum așa... nu e adevărat? Avem câteva credite. Spune-l atât. Unde să-i cer scuz? Nu e de... Eu am credit la bancă, Tania are credit la bancă. Da, au fost niște chestii care trebuie să le rezolvăm și le-am rezolvat prin și mai avem luat în rate anumite lucruri, dar totul s-a pornit de la reparația. Și pricing mai în scurt, tot la reparație. Da, da, da. Poate n-are rost să faci reparație. Da, noi când mai am avut reparație, casă nouă, bine, știi? Da, dar acolo te costă cât e casă, atât și reparația, știi? Serios? Da, destul de costisitor. Hai să zicem așa. Dar mult s-au mai scumpit și materialele. Da, și tăman noi am început reparația după în pandemie. Anul când s-au început scumpirile, știi? Da. Și trecea o săptămână și peste o săptămână alte prețuri în genere erau la materiale, știi? Parcă trebuie să cumpăr toate materialele odată, să le pun într-un garaj de acolo și să le pun. Și să le vinzi, ca să faci niște bani. Da, certurile, cred că în casă la noi majoritatea sunt la bani. Da? Dar așa scurte, știi, ce facem, cum, iar, ea, că trebuie bani. Dar nu-s certuri, lumea așa ar imagina că noi strigăm. Sau... Nu așa, știi? Dar și un fel de indispunere de moment. După așa. Care ne scuturăm și zic, băi, hai să vedem ce facem mai departe. Care să fie în camul din luna asta? Câți bani îți primești? Mai avem jumătate de an și cam ieșim din datoriile băncilor și o să trăim mai bine. Da. Și noi calculăm pur și simplu și vedem cum să putem să gestionăm venitul care o să vină în luna respectivă. Și se rezolvă. Cum gestionați certurile? Asta e două jumătate de întrebare. Discutăm și așa am spus. Da, pe asta cumva... Adică, știi cum ideea, văpșe, cu gestiunea banilor, e o idee tare interesantă în cuplu. Asta, eu acum, pur și simplu, mă interesez mult de aș... încă n-am făcut nică. Eu, știi cum? Te interesezi jumătate de an, numai te gândești cum să faci. Dar poate voi aveți vreo rutină zilnică, poate calculați, de exemplu. Eu mă gândesc varianta la care am ajuns eu e tipa, iată în fiecare sâmbătă îți dedici 3-4 ore, să te așezi, să calculezi toate cheltuielile, ieșirile și eu vine de unde vine și că tabelul este Excel de avut ceva.
Mă gândesc încă să fac asta, dar nu am făcut. Inițial, voi? Pentru că erau cumva limitați, noi aveam sume concrete fixe, uh-huh, și trebuie numai decât bugetat. Așa, pentru că dacă nu le bugetai... Acum mai haotic. Așa. Haotic. Nu, bun. Dacă tu spui că de o lună, da? Sau de cât timp ești preocupat de întrebarea asta? Da, mai mult. Dar eu... Nu, cel puțin, eu nu știu, de exemplu, agenda cheltuielilor tale. Okay, nu, și știi că, care chestia? Că și casa era comună. Acum sunt picardul și era undeva în casă, știi? În da, apartament. Am înțeles, da. Acum e picardul, da. Am mai nu luăm picardul și să cardurile să le punem împreună, nu e așa, da, știi? Da. Și dacă trebuie cuiva, hai fă-i transfer, facem un transfer. Mai la ușor altul. De făcut ornicică. Dar ce am vrut să spun, că tot sunt preocupată de întrebarea asta, după și vara asta am avut niște cheltuieli și băi, unde bani, știi? Da, da. Și da, mă gândesc, da, da. 15 zile am trăit în Grecia, Tasos, pe urmă am cumpărat bilete în Maldive, opa, știi? De asta și-am zis că e mai haotic, nu-i bugetat. Și-am luat o aplicație, am descărcat-o săptămâna trecută, apropo, da. Și văd unde se duc bani. Știi pe ce se duc cel mai mult? Și? Pe mâncare și pe cafea. Uimitor. Deci pe mâncare și cafea cumpărată în casă, cumpărată la amiază când mănânc undeva sau când noi ieșim în oraș. Așa. Deci asta e cel mai mulți bani. Pentru că eu am ajuns la desăvârșirea asta, că haine îmi cumpăr mai rar, că nu e o necesitate așa de mare și dacă cumpăr, cumpăr un lucru bun. Uh-huh. Și pe mine m-a alertat un pic. Știi ce am făcut eu în momentul că eu le înscriu? Mă face ca să nu cumpăr pe zi 3 cafele, de exemplu, dar eu numai dimineață și ca un ritual. Am un loc care îmi place, trec pe acolo, am luat cafea, mă duc mai departe. Deci eu la două am renunțat. Dar când o mulțești timp de un an, acolo se adună. Știi? Așa. Și pentru mine, eu vreau ca să fac chestia asta două luni de zile și la urmă să analizez unde se duc banii. Și am luat și cartea lui Bodo Schäfer legat de libertatea asta financiară, pentru că, băi, parcă banii știi de unde-s banii. Ajungi la un moment dat, unde-s banii? Și eu cred că foarte curând o să ajung la... Asta spuneam. La început, adică înainte, cumva, tu știi că ai suma X, de exemplu, 20.000 de lei, da? Da, da, da. Și tu trebuie să tragi luna cu asta, da. Cu toate cheltuielile pe care le ai, știi? Acum, ei cu cardul ei, eu cu cardul meu. Bun, știm ce se duce fix, de exemplu, noi avem comunale, da? Noi avem ratele la bănci și asta practic în primele zile numai vine salariul, la mine se duce... Nu, da, tu da, ești da. Cu salariu, ca antreprenor, știi cum singură îi repartizează dividendele. Da, nu-i precolnă și... Da. Dar eu mă tem că e ca chestia asta cu gestiunea Excel-urilor asta e constantă, așa că de atât că eu am ajuns la sistem, eu gata, îl cunosc, dar încă nu m-am putut să fac, mă tem, zic, Doamne, asta e și tot vremea trebuie de făcut. Nu vrei să renunți. E că cam asta e și cu slăghitul, asta e poate altă temă, dar cu oamenii se tem că acolo se duc în disconfort, știi? Da, o da, să da. Conștientizez așa, da, da. Dar pentru mine chiar eu vreau să fac, să văd unde se duc banii și ce aș putea eu să reduc sau cum să fac ca să, ca să pot pune deoparte și vreau și chestia asta să o implementez. Știi că 10%, apropo, și eu am deja de 3 ani asigurare și mă bucur că mi-a făcut asigurarea asta pe viață. La noi nu-i tare. Eu am crezut că tu ai spui în cripto 10% sau în investiții. Păi nu, iar și acum vreau 10% ca pentru investiții și în termen lung asta o să ducă la rezultate, știi? Ok, ok. Așa, cine... Asta tu ai răspuns cu banii, cum e rândul tău. Picolină întrebare. Banii... Spune un lucru care îți place la partenerul tău, unul care te enervează și unul pe care îl rabzi. Trei lucruri trebuie să zici. Un lucru care îmi place la partenerul meu e faptul că el mereu m-a încurajat ca să mă dezvolt. Deci dacă era după dânsul, trebuie să fiu acum doctor în științe chimice, să stau undeva, să predau în fața la mulți studenți, știi? Și eu eram la universitate când m-am căsătorit și spunea că deși vă masterat, eu nu vroiam. Da, aveam note bune, da, eu eram un student foarte bun. Dar eu nu voiam pentru că sunt sfinț social, nu-mi place comun, nu stau în laboratoare să văd și ce o să primească, știi? Și el a insistat, am făcut masteratul. După ce am terminat, zic, nu, mai departe, du-te și fă să fii numai decât... Da, să fii doctor în științe chimice. Nu m-am dus. Numai asta n-am făcut. Dar în rest, orice. Vrei să faci cursuri, du-te, training, du-te... Da, au făcut și cursuri de croitorii. Ca să înțelegi. Cursuri, da? Vreo... Trei cursuri diferite de astea, de meseriaș. Deci eu eram în căutarea mea pentru că simțeam că am ceva mai mult decât a fi profesoară, știi? Uh-huh. Și până la urmă am depistat după profilul meu că am o minte de antreprenor. Uh-huh. Dar asta datorită lui. Deci toate training-urile, toate seminarele astea au fost pentru că m-a încurajat. Dezvoltarea personală și toate milioane de cărți care stau în casă, le-am cumpărat. Deci a fost alt bărbat, m-a lungat, du-te cu cărțile tăi. Știi? Acum nu prea cumpăr așa multe cărți asta. Știi că sunt bărbați care interzic la femei să citească asta și e trist? Serios? Da, să mai întâmplă.
Nu mi-ar fi interesant, știi? Că eu citesc și povestesc da, lui. Schimb... Eu mi-e povestesc, eu găsesc ceva încă. Oh, dar tu știi că e așa, interesant, știi? El parcă știe știi cum ea... Tu ți-ai găsit să-l vii. Da. Ea citește o carte, o recomandă și eu caut format audio și o pun sau în mașină sau în telefon și o ascult, știi? Și apoi discutăm. E ca asta... Și știi, spune că ca să găsești 10 cărți cele mai bune ca să trebuie să citești 1000, apoi ea citește 1000 și îmi spune cele 10. Și el găsește cele 10, da, fix așa. Deci asta e lucru care cel mai mult îl apreciez, că nu mi-o tăte aripile niciodată. Deci asta n-ar trebui să fie, pentru că noi oricum suntem individuali, fiecare este dezvoltă în momentul ăsta. Dar m-a susținut foarte mult. Unul care mă enervează. Mă enervează că el se culcă tare târziu. Adică poți zici tare dimineața, se culcă. La două, la trei. Da. Știi, și tare. Deci la noi asta chiar e lupta de 8. Vin în pat la două, trei și o să trezesc. Deci eu cred că mulți acum se culcă la ora asta. Mulți. Pe mine mă deranjează pentru că eu acum am un alt stil de viață. Vreau să mă culc de vreme. Dar eu în momentul ăsta mă culc, de exemplu, la 10:30 și se începe. Caut prin frigider. Animalul nostru începe să alerge prin casă pentru că el aruncă ceva. Băi, la 12 noaptea, dar coți că se cere la joacă. Nu, dar până ea duce și caricasă. Și să-i fac, zic, nu. Avem un cânișor și el alergă prin casă și e la 12 noaptea, Dima. Dar până ea duce și carica. Și el ieși o aruncă și fix în ușa mea. Adică noi avem 3 camere și stă într-o cameră și o aruncă și el ia duce înapoi. Și mă trezește, știi? Deci lucru foarte tare mă enervează. Dar cel mai deranjant e când vin în pat, știi? Eu vin în pat și vreau să o cuprind. Unierul la ușă. Și voi, mă, nu pot. Și eu tu momentul ăsta, dar eu am învățat fazele somnului și eu zic că eu eram în deep sleep. Eu zic, lui, că eram în deep sleep și el m-a trezit. La mine sunt și traumă, dimineața să mă trezesc. La mine... Așa că ne certăm, e că asta, noi n-am spus, dar asta e ceartă foarte des. Mai mult pe chestii de astea decât pe chestii materiale. Și oricum bine lângă mine, ne cuprindem și adorm bine. Că e, adevărul că eu mai bine dorm cu el decât singur. Poziția lingur-lingură. Lingur-lingură, adică ești, sau eu cu prinsă. El vrea să-l aud. Vă știți poziția? Lingur-lingură. Asta e o lingură și asta e o lingură. E ca așa. Nu, da. Trebuie să te ceartă. Apropo, este un antidepresant foarte bun, știi? Adică momentul, eu sunt chestia asta să elimin, cred că oxitocina este un hormon fericirii, știi? Când te cuprinde, asta e foarte bine. Și unul pe care îl rabd, dar și rabd eu la tine. Cred că asta și rabd. Pe mine mă rabd. Da. Da, în general, iată, relația noastră e multă răbdare, presupune, știi? Și din partea lui și din partea mea. Dar în același timp, noi când suntem împreună, funcționăm perfect. Mie îmi place chestia asta. Știi, am văzut podcastul cu Rita și Costi, așa, antreprenori, știi, gândesc în avans, cu finanțele, dar la noi... De exemplu, dacă n-ar trebui să mă duc la lucru sau el ca să fotografieze președinta, noi putem să stăm în pat atât ziua, știi? Și nu ne gândim la bani, nu ne gândim la nică. Și e un confort atât de fain. Mie îmi place momentul ăsta. Deci noi suntem altfel, nu de ăștia care... Rari ori, dar sunt. Și rari ori. Cum rari zilele de astea când... Cum rari ori, asta de ce se întâmplă? Când de ce se întâmplă? Spun că eu mă sunt ca la terapie aici. Noi să descoperim, să ne descoperim unul pe altul. Mi tot îmi place să trebuie psihologi. Da. Ești în rol de psiholog. Tu îi pui să crească unul cu altul și na, funcționați. Trăiți cu asta mai departe. Nu, nu mă voi, dar șteți. Da, șteți. Nu, eu am așteptarea cu oamenii să iei cel mai bun de aici. Ce le trebuie, exact. Da. Eu, da? Da. Hai să vedem. Adică multe... Dar știi, sunt trebuie să termină bolă. Mi-e interesant chiar. Asta deja au fost. Cât de des vă organizați date-uri? Așa, ok, da. Cât să-i snimeresc, ok. Eu cred că tot Victoria a scris-o. Eu zic că... Și e complicată? Nu, imaginează că mergi în taxi și copilul tău te întreabă: mamă, tată, cum am apărut pe lume? Ce îi răspunzi? Și ghine că avem copii. Da, asta e despre copii. Nu va trebui să răspundi. Da. Spui așa cum este. Da, Dima, noi avem copii, adică noi nu că avem copii, noi mergem și ne întâlnim cu diferiți prieteni, anuși care au copii și noi suntem foarte ok. Eu mă ocup copiii la... Da. Tax. Dacă partenerul tău ar primi o ofertă de muncă mult mai bine plătită peste hotare, ai renunțat la jobul tău? O, chiar că da. Și ai merge cu el. De ce da, de ce nu? Da,
aș merge. Dar ca să-ți spun că noi nu excludem varianta că am putea avea copii. Întrebarea, tu ai merge cu mine? Noi nu excludem varianta dacă am avea copii, știi? Da, da, da. Și eu zic, dacă avem copil, tu ai sta în concediu de paternitate copilul? Desigur. Știi, și asta așa de tare mă bucur că deci omul este gata pentru familie ca să... Și invers am face, eu aș face, dacă el ar avea o ofertă bună psihotare, dar noi analizăm mai mulți factori aici. Stăm și vedem... Legat de familiile noastre, pentru că noi avem grijă și de o mamă și de a doua mamă, știi, și... Apa asta e că e și ideea, vezi că... Da, da. Asta e. Aici apar multe. Noi am avut ocazie să plecăm psihotare. Eu chiar și am avut o încercare și încercare eșuată, hai da, să zicem așa, dar în perioada aceea noastră chiar era. Da. Eu eram în București, Tania era aici un an de zile. Și cum s-a vorut București? Trist fără Tania. Nu, asta a fost o încercare interesantă din mai multe puncte de vedere. Inclusiv financiar, știi? Da. Dar am renunțat și nu regretăm. Da, e că asta e experiența de relație la distanță, da? Uh-huh. Adică din ea că experiența asta... Dar noi ne vedeam des, aproape da? Fiecare săptămână, da. Așa, ok. Da, funcționează și... din punctul vostru nu de vedere așa relație, nu? Nu, uite, eu nu sunt pentru așa relație. Noi nu mai ne-am căsătorit peste vreo 2 sau 3 luni de zile, eu am plecat în Moscova. Moscova, da. Am stat o lună de zile și atunci... Practic am decis pentru familia noastră sau împreună gastarbeiter, da? Sau împreună acolo sau împreună aici. Da, da, da. Familia, unul aici, altul în Italia, unul aici, altul la Moscova. Și gâși a făcut, m-a luat pe mine Moscova. Da? Da, deci eu fiind profesoară, am lucrat acolo lucram... o perioadă și pe urmă ne-am reîntors în Moldova și am zis că stăm aici. Și că ne-am ancorat deja. Verile lucram în Moscova cât eram profesoară, pentru că noi trăiam în chirie și trebuia de plătit chirie pe un an și acolo era mama lui, director într-un magazin și ne lua vara ca să muncim, să ne plătim chirie. Și noi ieșim lucram tot anul profesoară cu 1500 de lei. Știi? Dar, în general, separat asta nu recomand nicăieri. Nu cred că aceste familii funcționează. Și foarte cunoaștem, rar. Pur și simplu, prea multe cazuri când unul din parteneri s-a dus pentru familie și a rămas la altă familie, singur. Știi? Da. Trist. Pentru că E trist, dar nimeni nu poți dezvolta relația, pentru că unul e într-o parte, altul în altă parte și tu practic ai și alte cercuri de oameni care sunt în jurul tău și îți dau din ochi. Hai să zicem așa. Da, înțeleg. Dar nimeni nu a plăcut, cum ați spus voi, că vara lucrați în Moscova ca să veniți pe urmă aici să lucrați profesori. E că asta trist sună, pentru deci sistemul trist. Educațional. Deci, dacă mai e Sandoz privească... Da, pentru sistemul educațional și eu cumva asta atunci... Asta a fost în 2005. Da, eu înțeleg. E și 2005, bun. Că eu când am plecat în 2013 din sistemul de învățământ, bine, eram director adjunct și aveam unul din cele mai mari salarii, 5.900 de lei. Îți dai seama, în 2013, 5.900, ce să faci cu... Da. Tocmai de asta, noi din 2008 am început să filmăm la nunți, ca să putem să ne întreținem. Și eu vinerea, sâmbătă, duminica, dar vierele, în general, dacă era august, puteai să ai și luni anuntă, eram neombr. Și la un moment dat am zis că din cauza asta și-am adăugat kilograme în plus, pentru că nu mâncai la vreme, tu nu aveai somn deloc, dacă ne mereai în perioada asta de nunți, acolo era practic 3 ore de somn. Și am renunțat, am zis că hai să gândim. Ai renunțat la profesie de profesor? Nu, de... cameraman. De cameraman. Nu, eu în 2013 am acceptat o altă ofertă la o organizație internațională ca program manager. Și pentru mine era ca și o provocare, era o organizație internațională, era în engleză, eu nu știam engleză. Deci, în fine, eu am acceptat-o pentru că îmi pare ceva interesant. Acum eu mă întrebam, de ce eu am învățat chimie dacă eu lucram acolo? Și toate lucrurile au dus spre ceea ce sunt acum. Știi? Inclusiv că tu erai lider, aveai în... foarte mulți oameni, făceai, creai proiecte, știi? Acum am aplicat și eu ca proiecte pentru femei în Moldova, care le face guvernul. Și în momentul ăsta cu scrierea proiectelor era hai să dăm cuiva să plătească. Și eu am scris atâtea proiecte și, într-adevăr, e foarte ușor. Scrii și am câștigat 2 proiecte. Așa. Deci asta a ajutat. Iar faptul că am fost profesoară, tot ajută, pentru că eu și acum predau. Faptul că am învățat chimie, ajută pentru că e legat de nutriție, știi? Da. Deci nimic nu este în zadar în viața asta. Sau faptul că mergeam la diferite seminare, traininguri de vânzări, știi? Și mă uitam atunci când eram încă profesor și ascultam despre pâlnea de vânzări. Zic, păi și crezi cu oamenii ăștia? Dar eu tot semnam, îmi făceam notițe. Ca acum să înțeleg, știi, pentru ce toate lucrurile astea funcționează, pentru că eu oricum e o afacere și fi fit online, știi? Da. Ok. Ok, hai. Mai eu întrebări? Da, dar cum? Oh. Da, noi mai avem încă vreo 40 de minute. Cât avem, Vlaicu? Avem 30-40 de minute de filmat, da? Așa. Svobodnă.
Si. Știu, pare. Mi-a fost așa întrebare. Dacă partenerul tău ar comite o crimă, ai fi primul care va suna la poliție sau vei încerca să ascunzi dovezile vinovăției lui? Eu să fiu primul care o sun la poliție. Boș. E ca tu ai comis crima, eu am spun la poliție cum crezi. Băi, nu știu. Nu știu? Nu știu. Deci asta e întrebare foarte care așa e... E pune, da, da, e, evident, tu și înțelegi că asta e o provocare, dar provocare? Care te pune pe gânduri, ca bă, nu e ideea că... Băi, nu știu, dacă ar fi legate de circumstanță, nu știu... Cred că nu, nu, nu. Dar dacă el ar face, poate am discutat împreună ca ei să meargă... Nu știu, m-aș simți ca o trădare. Eu știu că în alte țări asta nu e ok, știi, adică trebuie să spui că îl strădează unul pe altul, dar eu nu cred că aș face asta. Interesant. Foarte în foc. Și de ce vrei să spui? Te bucurați așa? N-am de gând să fac crimă. Da, știu. Tu puteai părăchea și spune, tac, unii sacul și trebuie să ducem. Unii îngropăm. Hai să strângem urmele, hai să facem, da, Doamne. O, da, întrebare foarte ușor. Nu, dar păi e clar, da. Asta sunt așa, simulări de situații. Dumnezeu, te eu citești, da? Nu, eu... Aici e simplu. Știu răspunsul, știi? Primești invitații de la ambele mame să veniți în ospiție de Paști. La cine mergeți prima? Cum stabiliți voi prioritățile aici? La chiper? Ui, la chiper ce? De ce? Pentru că și ești țin de părinți, femeia rulește. Rai? Adică la părinții tăi? Da, da. Da? Nu, la mine doar mama este. Dar nu, Timă, mama, că noi trăiești cu tine. Acum da. Nu, întrebarea e dacă am fi ales... Dar e ca în primii ani de relații cum fășeți. Așa și era. De asta și spun, știu răspunsul la întrebare. Pot să pun și alta. Deci ideea e simplă. Voi ați ales, în special tu, ai ales că în întrebarea asta, prima dată, e ca așa, facem și gata. Nu, ne certăm și nu, da? Primul nu, dar adevărul e că dacă el ar fi spus că hai la mama, la pârlița, în ungheni, eu nu cred că eu aș fi spus nu. Nu, ideea e în felul următor. Când sărbători, mama Tanii face nuntă. Așa. La fiecare sărbătoare. Așa. Prima zi de sărbătoare e acasă, a doua zi de sărbătoare, de a doua zi întotdeauna ne ducem la părinții Tanii. Așa. Adică nu e așa, nu e oricum, dacă ar fi discutat, dacă s-ar fi discutat, eu sunt de acord să merg și la mama, la ungheni, n-am nicio problemă cu chestia asta. Și am probleme? Nu ai probleme. Întrebarea asta spune că totuși în rutină, ca în cupluri, se întâmplă situații de astea. Se întâmplă, da, se întâmplă. Noi știm, avem prieteni care chiar se ceartă la momentul ăsta că de ce pleacă la o mamă mai mult decât la cealaltă mamă. Și, nu știu, cred că asta e o chestie care ține mai mult de părinți. Nu de... Dar cum credeți? Dar de ce voi n-aveți problema asta? Pentru că eu asta nu știu mai atitudinea. Eu... Nu e așa de grav. Asta nu este grav. Păi la unul și-am te duci la altul. Care e problema? Da, da. Este, nu faci nuntă nicio... la unul, faci nuntă la altul. Ca să înțelegi, hai să-ți spun așa o chestie. La noi, la nuntă, a fost un moment că mai întâi cuvântul s-a oferit părinților mei. Da. Și v-au văzut caseta asta de la nuntă și au zis, dar cum primilor le s-a oferit? Dar eu nici nu m-am gândit, băi, doamne, asta așa e un lucru minor, dar îți dai seama, sunt moldovieni, adică care se gândesc la momentul ăsta că de ce primul a vorbit tatăl miresii și nu tatăl mirelui. Da, da. Eu nici n-am putut, deci eu vin dintr-un bubble așa, cu fericire, care nu trăiesc asta, dar alții au observat. Deci pentru mine nu este o problemă, serios. Deci chiar n-ar fi. Nu, întrebarea totuși rămâne deschisă. Noi mergem și acolo și acolo. Întrebarea era la cine mergem prim. Da, da, da. De obicei, noi, așa e tradiția. Nu, că dacă se adună, de exemplu, surorile... Acum ne doar la mea, pentru că Atani trăiește la noi. Dar eu să aprofundez întrebarea asta, că nu e chestie de alegerea voastră, chestia e că voi nu vedeți în asta problemă. Și asta îmi place. Dar și lipsește oamenilor care văd în asta problemă, din punctul vostru de vedere. Nu și le lipsește, ce au mândrie. Da, asta am vrut să zic. Asta este o chestie de mândrie, știi? Și care vine din... Atât dacă e la un partener, mama mea, știi, că adică cum... Și nu vrea să cedeze. Deci tu nu este empatic cu persoana iubită. Eu asta o văd ca o problemă. Și cel mai mult se umflă rânza neamuri.
Da. Adică neam, și neamuri să cei care creează problema, știi? Și poate mai poate fi și altă problemă, poate este cauza în părinte, știi? Uh-huh. Cum el te abordează. Uh-huh. Poate să întâmple într-un an că ai mers la unul și să zică, de ce ai mers primul? De asta e primul an de căsătorie. Și tu ai mers acolo. Oh, de ce v-ați dus acolo? Măi, eu creat așa probleme și parcă ți faci o repulsie, nu mai vrei să te mai duci. Uh-huh. Uh-huh. Poate a doilea an urmează să vin la tine prima dată, adică prima, da, știi? Da. Și asta e chestie din mai mulți factori. Unde să sunt amândoi bine și atât cuplu, cât și părinții, cred că sunt mai multe. Dar okay, eu, okay. Cel mai important, știi, mie tot una, pentru că noi nu dormim nici acolo, nici acolo. Noi avem un, da, și eu sunt ok. Câteva ori dus, în general, noi am avut situații okay. În care am fost dimineața la unii și seara la alții. Și așa a fost bine, știi? Okay. Am reușit și ne-am întors înapoi. Aici e de-a întrebare că să iei rămas bun mult timp. Da. Și mai citește, da? Hai. Spune un motiv care te-ar face să încheie relația cu partenerul tău și de ce? Oh, e ca asta tot de provocare, așa interesant. Prea mie că și... Primul lucru m-am gândit că nu este, dar totuși este. Cred că infidelitatea. Da? Asta e chestia care poate opri, da? Toată tema asta. Dar tu ce atitudine ai față de infidelitate? Ai încheiat sau nu? Nu. Nu? Tu poți, deci tu... Poți să dau o șansă, da. Nici dar depinde și situația cum e. Dar de unde? Cum asta poți să faci? De la maturitate, știi? Eu cred că asta nu aș fi făcut-o 10 ani în urmă. Uh-huh, nu, aș spune, ții minte că spuneam. Nu, gata. Asta ar însemna că tu numai și ai spus că eu el are un bilet al verde? Da. Eu provocam și ziceam că dacă eu mor, ies să recăsătorească. El mereu insistă asta, așa cum și, mă provoac, știi? Și ziceam că tu dacă mori, eu mă mânsor odată, știi? Și ei se pia bosește, ei se pia plânge. Că nu-mi dă voie să mă căsătoresc. Ți-o zic și tot una, deja. Da, dar eu zic că nu-i dau voie, știi? Eu chestia așa, mai eram foarte egoistă, dar cred că cum e așa cum e cu dragostea, că tu decizi, știi, la un moment dat este o chestie de decizie și tot depinde de situație, de circunstanță. Dar tu vezi diferența între infidelitatea bărbătească și feminină sau nu? Mă gândesc cum anume. Nu e ca să vorbești așa, că bărbații de regulă dorm sau sunt fideli mai mult din... instincte de natură. La dânșa este în cap motorul ăsta pur și simplu de a dormi. Da? Uh-huh. Dar femeia când e infidelă, păi e înșală cu strup și suflet. Adică decis și gata, punct. Tipa, femeia dacă înșală, păi înșală definitiv. Ori tu nu te-ai gândit la asta. Eu din curiozitate întreb pur și simplu. Că dacă nu vă place subiectul, treci mai departe. Nu tare îmi place subiectul, dar eu cred că este o chestie de decizie, știi? Așa. Adică tu dacă decizi să-i dai o șansă, omul îi dai o șansă. Ok. Superb. Mergem mai departe? Da. Eu? Davai, tu. S-a întâmplat vreodată. Faci și reacții faci tu, pur și simplu. S-a întâmplat vreodată să ignori intenționat apeluri și mesaje de la partenerul tău, chiar dacă nu erai ocupat? Da, eu nu știu. Hai să... Da! Eu știu răspuns la întrebarea asta. Da, s-a întâmplat. Da? Asta tot din certuri sau? Nu. Nu? Nu, de exemplu, stau cineva la vorbă acum, știi, și... Eu să revin la... Eu am zis, Tania, o să fac un accident și tu o să afli ultima, știi? Dar nu e chiar așa, nu e adevărat, că te sună înapoi, în câteva minute te sună înapoi, dacă e chestie de genul ăsta, nu? Uh-huh. Tu nu știi chestie de genul ăsta sau nu? Da. Deci, uneori se întâmplă, dacă ne certăm tot și mă sună încă o dată, nu răspund. Și asta durează, dar el insistă, poate și de 36 de multe ori, până când eu ridic, dacă eu fost o ceartă. Așa. De exemplu, am spus, dar ți-am spus, tu și treci să-l să-mi iei pachetul de acolo. Am uitat, știi? Și eu închid. Și el mă sună, o dată, două, trei, 36. Și ridic, da, unde e adresa și e? Unde trebuie să mă duc, știi? Da, și ceva a fost, într-adevăr. Adică, e ca și cum că tu vrei la 36 de apeluri poate să așeză baterie. Am exagerat, Leax, poate eu să... Da. Asta a fost metaforă, știi? Da, înțeles. Da. Nu, eu știu cazuri. Am văzut cum 90 de apeluri la rând a fost. Dar tu ai avut așa ceva?
să mă ignori. Da. Tot de la sfadă, așa? Tot de la sfadă. Nu neapărat. Dar, pe-moimă, asta tot e o chestie normală când... Uneori chiar nu ai modul de a răspunde, știi? Mm-hmm. Ți-închipă, el trebuie să aibă mod că se răspunde la femeie. Tu mi feriește. De exemplu, eu sunt, de ce nu râdești? Deci câtă putem mă uitam, amul la și la Caț, da? Maxim Caț, uitat în momentul ăsta. Nu, așa ceva n-am avut. Nu, ai avut că tu te uitai la vremisiune. Scuze, puia, dar tu ai văzut. Și eu știi ce fac? Sunt pe Viber, sunt pe WhatsApp, este unii posibil, știi? Oricum dai din mine, știi? Așa. Spune dacă au existat vreodată tentative de a încheia relația actuală și de ce. La mine nu a apărut niciodată întrebarea asta la tine. Da, asta e întrebare pentru tine. Mai bine să nu răspunzi. Nu vreau să răspund. Tentative întotdeauna, dar nu vreau să răspund, asta e întrebarea mea. Da, ok, bun. Așa, yep. Haider, da? Yep. Da, cum? Dă-ți le număr să văd cam câte. Hai să vedem. Ei, nu vreau întrebarea asta. Ia, să văd întrebarea. Nu. Pentru ce? Nu. Nu. Ia să văd întrebarea. Chiar mi-ai făcut curios. Da. La urmă, da, după asta. Poate întrebarea asta. Da, davai. Ce parte a corpului partenerului tău îți place cel mai mult și de ce? Uai. Nici tot îmi place. Eu îl mănânc, înțelegi? Și noi, în momentul ăsta când stăm împreună, nu spune că tot îmi place la el. Eu vreau o întrebare. Să văd. Nu vreau să-mi răspund, vreau să văd. E curios. Dar, în general, îmi place partea de sus foarte bine. Ok, acum este ceva în față. Este evident, dar, în general, partea de sus foarte fain. Așa că... Dar eu mă amință. Da, mi-mi place tot la el. Nu-i după cum eu îmi doream, știi, că și visam când eram, avem 18 ani, sfinant, slab, ochi albaștri, blond, dar tot îmi place la el. Așa că... După asta tot e un fel de, cumva, asta și numește cumva cizelare în relație, că la moment, la început, tu cumva ai multe așteptări, multe cerințe și după asta se adaptează relația, da. Așa iese, da? Da. Pentru că tu când începi să comunici cu o persoană, ies în evidență alte lucruri. Știi? Și tu chestia asta e legată și de frumusețe. Iată, eu comunic cu cineva și altcineva care îl vede prima dată, băi, cum poți el așa e urât? Cum adică urât sau urâtă? Cum poți să spui asta despre un om? Dar tu când vorbești, tu nu observi nimic. Ți se pare că așa e de fain omul ăsta. Mai ales dacă există o chimie legată de cunoștință, de sunteți pe aceeași undă. De asta... Chimie. Da, chimie. Vezi că cu lar de curiozitate. Pur și vreau să văd. Nu, da, nu ești. Nu-ți o citesc. Nu. Dima. Pur și simplu, mi-e interesant de ce ai ignorat-o. Sau nu. Că îi se repetă, Dima, nu mai... Da, să mă uit. Tu ce timp? Hai că să vezi pe unul. O să-ți spun, da. Interesant. Să-mi pui acasă, am înțeles. Da. Hai. Poți să pui aici grămadă sau, mă rog. Nu, da, să dau lui. Da? Să mă ghinezi și da? O să-ți nimerească ție. Ai întors-o înapoi. Asta nu o să întâmplă niciodată, așa că... Ok. Adică poți să o citești, dar eu pot să dau răspuns la întrebare. Okay. Eu nu servesc și... Așa, ok. Dacă la beții s-a întâmplat că ți-a înșelat partenerul. Da. Dacă partenerul tău și-ar schimba brusc comportamentul față de tine, care ar fi primul gând care îți va veni prin minte? Și am făcut. Da? La tine te gândi. La tine te gândi. Da. Asta e plăcut. Că tu cauți în tine, știi? Dar care ar fi, de exemplu, încă o variantă în cazul dat? Ca nu, să te gândești și cu dânsa? Că și s-a întâmplat cu dânsa? Da. Asta e că tare așa e în lume. Dacă s-a întâmplat ceva, deci ce cu dânsa? Dar ce-o pățit? Și s-a întâmplat cu dânsa că e așa și da. Dar, nu știu, mi pare că e foarte fain răspuns, știi? Plăcut. Și s-a întâmplat cu mine. Prima întrebare ce am făcut, a doua întrebare îi pun întrebări. Da? Ca să ajungi la răspuns. Da, ca să adică caut, cumva inițiez conversația din nou, da? Și cercetez ce se întâmplă. Fain. Îmi place întrebare. Îmi place și bună și... Adică, în general, în orice situație, când vezi că cineva își schimbă comportamentul, dar în același timp, nu înseamnă că întotdeauna tu ești de vină. Dacă cineva își schimbă comportamentul față de tine.
Poate nu, da, se întâmplă ceva. Da. Poate persoana și ei îți ascunde ceva. Poate... Tocmai de asta inițiez discuția. Da, prima întrebare, care e problema la mine? Și a doua întrebare, care e problema la tine? Dar ca să aflu problema de facto, trebuie să discuți. Recolnă. Da. Eu e că la asta nu m-am gândit că poate să fie de două. Eu inițial, cred că presupun că tot m-aș gândi în momentul la mine. Tipa, dar și n-am făcut eu cum trebuie. Dar pe de altă parte, ești sănătos să te gândești și cu dânsul. Da. În orice relație și în orice conflict, ambele părți sunt implicate. Și este partea divină a mea, este partea divină a celuilalt. Și numai trebuie de văzut măsura în care ești implicat. Știi? Comportamentul poate să schimbe pentru că efectiv poate să fie ceva rău. Poate e băut ceva rău, nu? Sau, mă rog. Da, poate nemcat ce trebuie. Așa. Tot e complicat. Tot e de asta. Dacă partenerul se dă la prietena ta, nu, caroci, el nu se dă. Bun. Bărbatul meu nu se dă la prietenii mele. Bun. Eu îți vorbesc fetele să mai mulțească. Cred că sunt prea multe despre înșalat. Picolă întrebare. Așa de asta romantică. Te îmbrăca vreodată în hainele partenerului tău? Când și de ce? De obicei, da. Maiul. Știi și răspunsul pe asta. Iar a luat maiul meu și faci țâță. Permanent, deci. Deci, la noi chiar e ceartă. Asta e un soi de sfat. După un îmbrac și... și permanent. Mai ales înainte sânii erau mai mari, știi? Și... Dar cum explici tu? De ce e că tu îmbraci hainele lui? Mie îmi place mirosul lui. Uh-huh. Și pentru mine, când îmbrac dimineața, mă trezesc, știi, și am pus un maiu. Ei, nu știu de ce al eu, sincer, nu știu, îmi place, feromonii, mi-a plăcut. Mi-a plăcut, știi? Și, dar el nu înțelege asta. Zice, eu înțeleg asta, dar îmi faci sâni, știi? Eu trebuie să ies în lume pe urmă cu maiu. Și știi ce faci, ies îmbrac, hai că ți-l spăl, nu o să fii strașnic, știi? Și trebuie să o pun la spălat ca să așeze înapoi, știi? Eu, din observațiile mele, am văzut așa o chestie că deseori, pur și simplu, femeie e complicat, de exemplu, să aleagă din ce are și ce ras. Am înțeles. Eu nu mă pornesc... Mai parte prin casă. Prin casă, da. În lume nu mă pornesc cu hainele lui. Da. N-are așa, știi că a mea la modă să iei sacou bărbatului. Nu, că nu mă văd așa. Dar de unde vine așa modă? Dar nu știu de unde. De văzut că femeile iau sacoul la bărbați, cămășile. A chipurile astea stil așa interesant. Nu? Nu știu, n-am văzut. Apoi puțin te pe TikTok. Uite, așa să vezi. Poate, da. Dar eu nu. Deci numai prin casă. Și așa că... Asta. Hai. Dragi, o întrebare. Da, davai. El le citește așa anticit și ușor, știi? Dacă ar fi să-ți descrii partenerul în trei cuvinte, care ar fi acestea? Așa, da. Frumoasă, veselă și plin de viață. Și gata. În trei cuvinte trebuie. Tu câte ai vrut? 10? Plină de viață, strâng. Știi, interesant că n-ai spus încă un lucru care mie îmi place să-l spui despre mine. Spune care. Cum nu? Ia, încă și cum eu. Ia chiar hai să vedem încă cum. Serios? Mai scurt când... Ce aștepți tu la mine? Spui că-ți deșteaptă. Așa. Da, ești deșteaptă. Nu, știi că pentru mine, de exemplu, când anterior eram tot pornisem Instagram. Asta e complimentul tata care s-a transferat la mine, știi? Așa. Tatăl meu îmi spune. Și eu am pornit Instagram și dacă cineva îmi spunea că ești gras, că ești urâtă, pe mine asta mă afecta. Foarte tare. Pentru că undeva eu îi dăneam o doză de dreptate, pentru că, băi, eu într-adevăr, dacă spun, uite ce față mare ai pe ecran, știi? Și așa era. Și mă simțeam cumva frustrată, dar în momentul când cineva îmi spune că-s proastă, eu râdem, știi? Pentru că eu știam că eu sunt deșteaptă. E că eu am crescut cu chestia asta, că eu sunt deșteaptă. Și niciodată nu m-a afectat niciun comentariu de genul că eu proastă sau de felul ăsta, știi? Da. Și adică dacă mai m-ar caracteriza cineva... Dar asta e interesant de analizat. Da? Da, nu, de analizat în sens că, uite, există două învinuiri și la una... Reacționez. Da, la una reacționez, la una nu. Da, și când le observi după tine și tu începi să te înțelegi pe tine, aha, aici trebuie ceva să lucrezi, aici pe bune ceva mă deranjează, aici nu mă deranjează, nu. Direcția asta, da? Nu? Da. Și eu am înțeles că am așa un self-esteem anume legat de chestia asta,
e clar, eu nu știu toate lucrurile de pe lume, dar eu știu foarte ușor cum să găsesc un răspuns la o întrebare care apare. Uh-huh. Și mie nu-mi rușine să fiu în context cu cineva, să am o discuție și să zic, băi, nu știu, tău să caut. Știi? Și în momentul ăsta caut, știu cum să folosesc și Google și GPT și tot știu cum să folosesc. Și nu mă deranjează. Dar dacă mi se zice, iată, chiar și acum, după ce am slăbit, sunt în unele zone la care lucrez și când primesc un comentariu de genul, oh, că picioarele sunt mari, mă afectează. Pentru că eu văd, eu mă văd în oglindă și eu știu minusul meu. Da, știi? Da, da. Și eu reacționez și recunosc și am spus asta, recunosc că mă afectează. Da, aici... Când spune un adevăr dur, te doare, știi? Da, vezi că adevărul dur, nu, adevărul și... Ești niche, dar știi ce mă interesează? De fapt, el îți atinge complexul, știi? Da. Îți atinge chestia și care tu încă o lucrezi cu tine, da, cred că asta e ideea, că sunt adevăruri care nu te afectează. Dar tu nu iei în calcul, de exemplu, efortul care l-ai făcut tu până acum? Nu-l pui pe cântar când auzi asta? Nu? Adică eu pot să aud să fie sute de comentarii în care, vai, Tania, ești frumoasă. E că pare un ăsta și aici ăsta mi-o trage atenția. Și trebuie să fac lucruri, eu trebuie să fac lucruri de psiholog atunci. Da. Nu, da, păi așa și trebuie, așa trebuie, da. Lucrez la chestia asta. Lucrez ca să o înving și, în general, eu promovez nu slăbitul în sine ca pătrățele pe abdomen, dar să ai un corp confortabil. Dar femeie să ajungă, bă, eu mă simt confortabil. Și în momentul ăsta, eu singur mă convinc că am momente în care, dacă cineva îmi zice, mă afectează. Înseamnă că eu mai am un pic de lucrat ca să ajung la corpul ăsta confortabil. Și accept situația și vreau să lucrez și la asta, dar lucrez și la faptul să nu mă atingă, pentru că, într-adevăr, slăbești tu 55 de kilograme și o să văd cum o să le menții mai departe slăbite și te simți bine în chestia asta. Și cumva, deci când gândesc, dar am nevoie de mai mult timp, dar prima reacție este, deja este. Nu am ceva care să zic, hei, știi? E la o vreme încoace, tot vreme tot așa, este prima reacție la unele comentarii, de exemplu. Și chiar mă pun, scriu să răspund ceva, dar pe urmă mă opresc și pur și simplu șterg comentariul, blochez tot și zic, vse. Nu. Am și așa momente când... Eu pur și simplu nu vreau să mă bag în asta. Da, da. Și e bună decizia asta, cred că. Eu am avut și un moment de comentarii genul ăsta, pur și simplu, îl raportez, bloc și gata, las, afli, dar deși eu sunt blocat, știi? Eu pun întrebarea și nu e așa cu acela. Inclusiv, da. Oi, tu ești tare pacifist. Tu... Oricum, pe mine mă afectează uneori adevărurile astea dure. Cum adevăr? Apoi totuși recunoști că e adevăr, da? Nu, apoi sunt lucruri care te complexează și care ating complexul tău, ele te afectează, știi? Da. Dar lucrurile la care tu ești stăpân pe tine nu te afectează. Mă afectează când primesc comentarii la adresa lui. Și mă afectează. Da? Da, și nu tot că e așa, dar mă afectează că despre omul meu drag, așa se spune, am avut vreo 2 săptămâni în urmă, când... dar nu-ți pare că soțul tău un pic e retard. Doamne ferește, eu când i-a spus... Dar cum poți asta scrivă, pe întrebarea și nu e așa cu tine, da, știi? Da. Omul... Da, în cazul ăsta, ce cu tine? E nefericită sau de ce mi-a spus asta? La mine apare întrebarea, tu vă iude, știi? Da. Și când mă uit mai sus, dar e tot comentarii de astea, tot ei ne-au spus că și picioarele sunt cam mari, sunt curioasă, de unde au apărut așa picioarele? Și niște întrebări și zic, băi, de ce este cu femeia asta? Ai impresia că sunt oameni care cresc în venin, știi? Și vor să-l mai împroaște stânga în dreapta. Și cu părere de rău, ei asta nu înțeleg, e că asta e trist. Nu, în cazul ăsta e ok să blochez, dar poate să-și facă alt cont, asta e adevăr. Ori blochează, ori nu, el poate să-și facă alt cont și oricum să te urmărească. La Facebook și Instagram este chestia asta că blochează și viitoarele lui conturi. Da, este. Este dacă e pe același număr de telefon, știi, făcut sau e-mail. IP, variante, acum tot e mai simplu. Da. Poți să repede scos omul de la tine oricum, când îl ating pe dânsul la mine în comentarii, nu aveți dreptul nimeni, dar el e așa ok. E ok cu asta. Da. Și mai luăm câte întrebări și să trecem la ultima, că noi avem și una de altă. Da? Hai. Și nu merești tot așa care ai pus înapoi. O, Boже. Imaginează-ți că au venit niște cunoscuți în ospeție și se rețin. Cum le dai de înțeles că e timp să plece acasă? Mie așa îmi place întrebarea asta. Da, mie tot îmi place, dar eu am problem cu asta, eu nu pot să zic. Da? Nu pot. Eu chiar... Și nici el nu poate. Noi stăm până așa, doar acasă. Nu prea avem tare mari situații. Adică rari ori vin la noi. Tăți care au copii și trebuie să duc să-i cunși acasă.
Da, știi? Așa. Chiar că asta e chiar un atu, știi? Asta noi avantaj. Mai mult suntem la alții decât... Da, da, noi când noi trebuie să ne învățăm a pleca, știi? Da, da, da. Dar eu nu pot, e ca cine a mai avut înainte chiar și care veneau fără copii. Noi stăteam până cât trebuie, două, trei, până ei singuri, gândeau că hai că mă duc eu acasă. Dar eu nu le zic niciodată... Dar nu sunt așa de dese situațiile astea. Că dacă sunt oameni interesanți cu care vrei să petreci timpul și te vezi odată la jumătate de an sau odată pe an, da. Să vrezi din timp da, și... Da, nu. Știu cum când am o întâlnire, de exemplu, în oraș sau asta, eu pur și simplu mă opresc de vorbit. Deci nu mai întrețin dialogul, știi? Și atunci poți ușor să te disparți. E că așa fac eu. Cele mai des ori întâlnirile în oraș, știi? Și în oraș localurile spun la o anumită oră și... Așa, uite că secretul numărul 1 să te vezi în oraș și conduci după orarul lor. Da, da, da. Secretul 2 să aduci acasă să iei oameni cu copii. Acasă inviți numai pe cei mai apropiați care ți-e interesant chiar și dacă se rețin, știi? Da. Dar ideea asta cu spusul oamenilor și au de făcut apropiații e actuală pentru toată Moldova. De tot îmi place întrebarea asta. Știi? Da, că e să ne stric de relația ta cu oamenii apropiați. Și știi că asta uneori poate să te încurci. Anume din cauza că stă cineva mai mult, mai rar o să te vezi cu omul ăsta. Da, da, da. Da. Serios, da. Nu o să inițiezi întâlniri pentru că știi că e deranjant. Oi, băi, iar vin și iar trebuie să stai până la 1, la 2. Nu, da. Anterior noi avem întâlnirile astea. Noi acum nu avem de vreo 5-6 ani, dar când ne-am căsătorit, erau întâlniri la noi zăsidel și de astea lungi, știi? Că eu de-am la un moment dat, eu mă culcam, se minte, tu rămâi cu dânși. El rămâie și eram distracția. Da, și el era animatorul. Nu mine cuvânt, dar mine animatorul. Dar el îi punea și filme, de-am să uită, băi, dar cum să stai ca așa? Să-i adorm. Deci vorbești cu maturii, de ești și copii, știi? Da, e pricol. Hai, mă, ieși tu o întrebare. Hai. Cel mai scump cadou pe care l-ai oferit partenerului? Telefon. iPhone? Nu iPhone, Samsung. Samsung. Ah, da, da, da. Samsung S20? Note 21 sau care? Oh, crutoi. Da. Crutoi și drept că... Nu, eu sunt pe Samsung. Da? Mm-hmm. Ever Samsung? Ever. iPhone n-ai încercat? Niciodată. Știu că unități care să ai cu iPhone-ul spune, ei, tu n-ai văzut, n-ai știut, nu știu ce acolo. Este cel mai scump, știi? Da, care e personal. Da, da, restul lucrurilor să... Dar el îi acceptă. El are Mac, Pro și mai ai tu. A, tu ai fost pe Android și pe Mac? Da. Și cum îți pare trecerea? Care mi-e? Okay. Eu și la moment am telefon Android și tabletă... Și computerul, da, 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 da. Ok. Dar eu încă nu înțeleg. Eu nu înțeleg cum tot e invers. Eu, pentru mine, creierul meu nu înțelege. Cum să dai înapoi? Cum să alegi? Cum le dai în jos, în sus? Eu nu... Știi și am zis că nu. Eu rămân așa. E intuitiv. Este de prindere. Da, da, da. Și e o decizie. Cred că tot e o decizie. Și e vreo jumătate. Pentru că eu am văzut... Pentru mine, cel mai mult cu telefonul contează calitatea imaginii, știi? Mm-hmm. Deci, la moment, eu chiar o folosesc pe post de o cameră. Și eu văd lucruri ok cu camera asta și cu inclusiv și cu Samsung-ul. S23, okay. De exemplu. Okay. Okay. Dar eu cred că dacă ai să încerci sau ai să ai timp cel puțin să-ți placă. Uite, întrebarea cu care aș vrea să încheiem toată conversația asta, ei anume se bazează pe statistica asta moldovenilor, da? Că mulți divorțează. Voi din experiența voastră, de ce am pus eu așa accent pe 18 ani și pe experiența asta, ce sfat ați da spectatorilor care sunt în prag de a își uni ca destinele, de a face nuntă? Mm-hmm. Lași să atragă atenție și lași după și să ghideze. Pentru că voi aveți în spate 18 ani de a fi împreună. Mm-hmm. Dar ei majoritatea, ei unul din doi, divorțează. Mm-hmm. E interesant ce gândiți voi și că dacă ați avea niște tineri în față și ei spune. Dau eu am unii ca eu să încep? Da. Nu știu, eu întotdeauna spun chestia asta, că a iubi este o decizie, știi? Uh-huh, și iarăși, foarte mult contează circumstanțele în care tu ai spus da, că nu ai fost forțat de nimeni, că tu vizualizezi viitorul cu acest om, partener, pentru că dacă înainte de nuntă a existat măcar o dată, cu fost chestia că te-a lovit, crede-mă că o să fie și mai ales când dragostea pleacă, să zicem așa că e cum la moment să iubesc.
dacă anterior a fost câte o numită tinte, asta te deranjează. Noi tot vorbim dacă te deranjează, dacă ți-ți place ca e ca să te pocnească, sunt așa. Ei nu-i mari tragedii, cum nu? Violența asta sau violența verbală sau psihologică, adică dacă tu ești ok cu asta, da. Dar dacă a existat măcar o dată, înseamnă că asta este deja un clopoțel pentru... Tu accepti tot așa să fie pe viitor. Și asta este foarte important să... Dar vezi... să corectez, nu. Nu poți, da? Eu nu cred că lucrurile care sunt așa mai grave, ele se corectează în timp. Eu nu cred în asta. Eu cred că, de exemplu, că, uite, acum, dintr-o neatenție s-a întâmplat ceva, te-a călcat pe picior, sau, nu știu, am spus ceva banal. Da, da, da. Asta se corectează. Sau poți fi atent ca să aranjezi lucrurile după tine, să le pui la loc, dacă e deranjant. Dar dacă vorbim despre violență, vorbim despre timpul petrecut împreună, lucrurile care înseamnă că ele o să repete. Și nu aștepta că o să fie diferit. Foarte multă lume, mai ales dacă apare un copil, noi n-am avut copil, n-am avut experiența asta, ca să zicem. Dar vorbind cu prietenele mele care au copii, spun că se schimbă situația, știi? Există o perioadă cât copilul e mic, unde el devine centrul atenției mamei. Da, da, și atunci, fără nicio supărare, adică nu înseamnă că el este neglijat, doar pentru o perioadă. Dacă e clar că o femeie înțeleaptă și înțelege lucrul ăsta. Că multe femei ajung să fie îndrăgostiți de copiii lor până la 18-30 de ani, știi? Da, 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 și asta iarăși distruge cuplul. Dar vorbim despre lucrurile astea de maturi ca să le conștientizez și să le vezi. Dar mă întorc înapoi. Deci, dacă nu au existat astfel de circumstanțe, înseamnă că în rest se poate declădit această relație. Știi? Așa, deci practic... Deci, dacă acum vă sunteți, să zicem, cu partenera de o perioadă, dacă sunt lucruri care te deranjează ca pieț, care nu... Deci înseamnă că probabil el nu o să se corectează. Tu ori accepti să trăiești cu viața asta, viața în continuare cu ea, sau... Nu. Asta ar fi... Dur. E dur, așa? Da. E dur. Dar nu există secret că cum să... Nu știu, că nu se rezolvă lucrurile astea, știi? Da. Și cel mai interesant că unii oameni poate să comporte cu o persoană într-un fel, dar cu alta nu în același fel. Eu am văzut chestii de genul ăsta care au funcționat cu o parteneră. Nu funcționa cu cealaltă, totul e bine, niciodată nu exista certuri. Ok, certuri cum existau anterior. Și cuplul funcționează în continuare. Dar interesant, da, termenul ăsta. Că de aici e ideea, că tu, deși am zis că e dur, că mă gândim la așa idee, că bun, dar pe oamenii nici nu sunt ideali, fiecare are niște probleme. Păi tu le accepti sau nu? Asta e și o idee. Așa. Că nu o să le poți schimba. Noi nu putem să schimbăm. Poți să insiști, poți să rogi ca cel puțin să fie atent, știi? Sau, uite, mi-ar plăcea să nu mai faci asta sau să nu mai zici asta. Și se schimbă anumite lucruri minuscule, da? Minore. Da, da, da. Dar caracterul omului tu nu-l schimbi. El e format deja. Și întrebarea e, pot eu conviețui cu caracterul acesta sau nu? Întotdeauna întrebarea așa trebuie să fie. Dacă nu, nu. De exemplu, faptul că aruncă mingea la cățeluș în ușă, asta e ciotcă, da? Cu asta nu poți. Nu, asta e foarte deranjant, știi? Înțeleg. Dar în același timp tu poți să vorbești. Asta a fost de câteva ori și de acum nu se mai repetă, știi, la ora 1. Și să faci asta la 11, nu la 1, știi? Adică să schimbi un pic orarul. Dar chestia asta e minuscul, dar poate spre într-un termen lung poate duce la chiar la o ceartă mare. Serios, da, da. Da. Pentru mine, faptul că el nu se culcă odată cu mine, chiar era un moment când noi trebuie închirii, noi într-o cameră era și biroul lui, unde el permanent trebuie să editeze, să facă poză, și eu dormeam acolo. Și s-auză, șoca, e ca așa. Și îți dai seama și stres am avut eu. Da. Deci, nu, așa nu funcționează. Mă bucur că acum are colțul lui, poate să stea și... Da, dar somnul pentru tine foarte tare contează, da? Eu dacă nu dorm, a doua zi este grav. Foarte mult mă influențează. Înțeles. Da. Și cred că pe toți așa influențează, dar ei nu-și dau seama. Trebuie să recunoască, da, să vadă. Da, 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 poate. Dar tu ce-i spune? La tine? Eu pot spune că la sfârșit, la anunțele moldoveni, eu mă alătur la cuvintele spuse. La masa și la altă, da? La masa de alături. La toate cuvintele spuse diferite. Da, dar din observația ta, n-ai văzut tine, ura cum intri în relație, da, și, adică, lăși să fii atenți, văpșe. Strict bun, noi n-am atins o temă, știi? Adică bun, un aspect a vieții noastre, noi ne-am cunoscut în biserică. Așa, interesant. Da, și cumva relația, familia e creată de Dumnezeu. Și când ai un conflict în doi, te adresezi pe verticală, încerci să rezolvi. Așa. Devii un pic mai umil.
știi? Mm-hmm. Dar tu ești conștient de chestia asta. Adică ai de unde... Și de foarte multe ori aspectul ăsta spiritual cumva în familie este neglijat complet, știi? Și atunci când e neglijat complet, e din start cam greșit pornirea, știi? Uh-huh. Da, și, valorile, asta... valorile dacă coincid, e un lucru care funcționează, știi? Dacă tu ai de la început când te cunoști, vezi că anumite valori nu coincid cu ale tale, probabil că o să ai de suferit familia ta. În general, uh-huh. Da? Uh-huh. Dar spiritul, e că chestia asta cu spiritul, e cum poate fi dezvoltat în interesul și să atrage atenția. Nu? De exemplu, la noi în biserică se face consiliere primaritală. Se pune întrebări la tineri separat, împreună, știi? Așa. Și cumva este un fel de pregătire înainte de căsătorie. Și lucrul ăsta tot contează, pentru că se pun anumite întrebări la care tu să-ți dai seama. Ce spuneam, o să poți trăi împreună, o să fii interesant la bătrânețe. Da, 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 da. Pentru că chiar și în viața de familie, copiii sunt cei care vin și pleacă, știi? Ei nu rămân cu tine. Dar voi în doi o să trebuiască să construiți relația prin orice circunstanțe. Și atunci când vin copiii și atunci când pleacă copiii și până la adânci bătrânețe, cum spune la noi. Ațiuda e doua biada, cum spune. Și atunci când tu ai un mentor care să te îndrumi, să te călăuzească, să-ți spună, poate nu să-ți dea sfaturi, dar să-ți pună întrebări la care tu să-ți tragi niște concluzii și să-ți dai seama de anumite lucruri, la care fiind tânăr și prost, să zicem așa, nu-ți dai seama. Nu că prost. În momentul când tu ești tânăr, din experiență. Tot altfel gândești. Noi... Da, da. Eu am zis tânăr și prost, dar fără experiență. Da? Ești la fierbințală și... Tot e ideal pentru tine, tot e... Idealizează asta, vezi? Și e ca așa de 18 ani de zile. Așa și trăim. Da, apropo, eu când fac stories cu dânsul, apropun hashtag, așa și trăim. Da? Da. E pricol. Și trebuie să-ți pun întrebări ca tu să conștientizezi anumite lucruri și să iei decizia. Deci, până la urmă, ar fi un sfat să discuți despre căsnicii cu oameni care în asta se descurcă sau cu mentori și oameni nașa de regulă, consilieri, psihologi și inclusiv și la biserică. Da, adică sunt, eu n-am știut că se face în biserică așa temă. N-am știut. Noi mergem la biserică evanghelică. Poate la alte biserici nu se face. Așa, am înțeles. Deci eu leac un update. Asta este una din deciziile cele mai importante în viața omului. Știi, sunt trei decizii importante. Da? Da, este, prima e religia? Să-L alegi pe Dumnezeu în viață sau relația cu Dumnezeu. A doilea este partenerul de viață. Și profesia. Profesia, ce vrei să faci? Unde tu te vezi util societății? Da, da, da. Astea sunt trei de bază. Da, da, da. Da? Sau, de fapt, misiunea ta în viață, ca tare. Așa poți să o numești. Așa. Și ele, dacă ai rătat, de exemplu, la partenerul de viață, se duce în viața de râpă, știi? Una alergi, dintre ei alergi... deci, ok, am înțeles. E pricolnă. Da. Bun. Cred că dar aici și ne oprim. Da, Vlaicu, e ok? Așa-și trăim? Da? Așa-și trăim, da. Așa-și trăim. Nu, mulțumesc mult, încântat, a fost plăcut, pricolnă. Mulțumim. Și mulțumesc pentru toată experiența care ați împărțit aici. Cu drag. Plecat în câmpul de să mă întâlnesc cu tot ce e rău.